Nu te izola în subculturi sau religii. Orice izolare după un timp creează vicii. Crezi ce vrei, dar nu impune nimănui ce crezi. Credința niciodată n-a necesitat dovezi. Dragilor, bine vă găsesc, bine vă regăsesc și astăzi la un nou podcast, alături de un invitat pe care, în sfârșit, am reușit să-l prind, chiar și așa, după multe încercări și după multe peripeții pe care le-am avut noi așa în fundal. Un invitat pe care l-am avut și anul trecut în podcastul Bucură-te de viață și iubește. Un invitat care o să ne împărtășească din propria lui experiență, din propria lui viață, despre vrute și nevrute, despre cum se vede lumea văzută prin lumea nevăzută. Așadar, dragă Sebi, bine ai revenit! Bine, te-am regăsit, mersi de invitație și dăm voie să spun că m-ai surprins în mod plăcut. Nu mă așteptam să îți placă piesa Scrisoare fratelui meu mai mic de la Carla's Dreams. Sau mă rog, neapărat să nu-ți placă, nu mă așteptam să o asculți. Ai dat versuri din piesa celor de la Carla's Dreams, din Scrisoare fratelui meu mic, aia cu subculturile și religiile și cu dovezile, credința. Foarte tare, bravo! Vezi să te mai uiți la postările mele că înveți lucruri bune. Da, și uite, E. cu această ocazie, iartă-mă, uite, și cu această ocazie fac și eu trimitere către oameni, apropo de postările tale, apropo de ceea ce tu mai postezi pe Facebook, apropo de înțelepciunea pe care tu o pui acolo, pastila zilei, sau cum să zic așa, văzută prin ochii tăi și prin lumea ta, s-ar putea, dragilor, vă previn așa, să vă luați un pic și o foaie în mână, că o să înțelegeți de ce mai târziu. Și să vă luați așa și un moment în care eu de obicei când stau de vorbă cu Eusebiu, spuneți-i cum vreți, da? Eusebiu Cristian Toma este în acte, însă eu de obicei mă adresez lui cu Eusebiu, că așa ne-am cunoscut noi acum vreo Cam șapte, 200 de ani, cine e mai mult. nouă ani. Nici nu mai știu exact când, că chiar stăteam și mă gândeam și am zis că o să mă uit. Cred că sunt 8 ani acum. Aproape 8 ani. Așa bătrâni suntem? Suntem mai bătrâni decât credem că suntem. Așa că fac un pic trimitere la postările tale de pe Facebook și inclusiv la postările, la piesele, că ai spus legate de piese, pe care tu le compui și cu care eu nu am fost atât de, cum zic eu, nu neapărat că de acord, ci nu e genul meu neapărat muzica pe care tu o cânti, însă versurile m-au făcut să stau acolo și să te ascult. Așadar, Da. dragă Sebi. Din păcate, pentru urechile voastre fac și muzică din când în când, se mai întâmplă și asta. Ce ai spus tu mai devreme că postările mele sunt un fel de pastila zilei, eu aș merge un pic mai departe și cu bunăvoința voastră, doamnelor și domnilor, dacă o să închidă podcastul după următoarea afirmație, probabil nu o să aflați niciodată din ce cauză s-a întâmplat, dacă nu o să închidă, e bine, mergem înainte. Postările mele nu doar că sunt pastila zilei, postările mele sunt Viagra pentru suflet. Asta. Aici am vrut să ajung. Da. Mulțumesc frumos. Copyright Eusebiu Toma 2024. Da. Știi ce e interesant? Apropo de, vorbeam noi înainte de fundal, cu toate Mă peripețiile. scuz că te întrerup, dar mi-am imaginat pentru o fracțiune de secundă. După ce am zis asta cu Viagra pentru suflet, și zis, tu chiar știi ce e interesant? Și mă așteptam să spui ceva de Viagra. Asta a fost. Ce M-am amuzat. anume? De? Și când ai spus mai devreme, că în sfârșit l-am prins, m-am simțit de parcă eram unul de ăsta de o furat ceva, știi? Și în sfârșit l-am prins, doamnelor și domnilor, la închisoare de maximum securitate, am dat de el, am pus mâna pe el, știi? De ce v-am zis, dragilor? Deci o să fie și cu Da, a fost o. amuzament, da, amuzament profund, da? Mi Și zboară cu mintea în toate părțile, uneori numai unde trebuie, nu se duce la. înțelepciune să Ce faci? fie. Cu Da. înțelepciune să ascultăm podcastul. Amin. Cu Ana Eliza Clopoțel.
Amin. Așa că e un podcast, așa cum ți-am zis eu, care pe mine mă provoacă foarte mult. Dacă cu ceilalți invitați cumva reușesc să creez un cadru în care să pot eu să știu ce să întreb, cum să întreb în cadrul acestui podcast cu tine, îmi e destul de dificil, deși pentru cei care m-au urmărit de mai mult timp, fac tot posibilul ca să pot să-i țin pasul lui Sevi cu înțelepciunea cuvintelor pe care el le transmite și dincolo de asta cu... Nu mai spune că sunt înțelept, că creez așteptări la oameni. Păi și e foarte bine să creăm Eu așteptări, vreau să-și las nu? să-și coboare așteptările și după aia dintr-o dată, mamă, de unde a scos băiatul ăsta, l-am subestimat, știi? Să fie Da. așa, să-i lovesc, că nu se așteaptă. Eu dau acum un pic din casă. Cu permisiunea ta, apropo de numerologie, pentru că unul dintre, adică pasiunile mele, da, și ceea ce eu practic și fac pe lângă partea asta de podcast este și partea asta de numerologie, așa că eu sunt cu matricea ta în față și mai mult decât atât eu știu anumite lucruri acolo din matricea ta și mai dau din casă așa când și când, chiar dacă nu fac trimite la numerologie. Așadar, dragilor, pentru cine ați văzut podcastul anterior, poate ați înțeles, conștientizat anumite lucruri. Pentru cine nu, vă fac trimitere să puneți pauză acum aici și să vedeți la podcastul anterior, să-l vedeți și apoi să reveniți aici. Și după să ne spuneți și nouă în comentarii ce am vorbit acolo, că noi habar n-avem, am uitat. E Exact, blank. exact. A Nu că trecut s-o din dat nou. delete, s-o dat shift delete la noi în cap, adică mai mult. E necesar să ne reascultăm și noi din perspectiva asta. Și dacă îmi permiți un joc de cuvinte, încă un joc de cuvinte, Așa. chiar și dacă n-ai fi fost numerolog, tot ți-ai fi dat seama că sunt băiat de nota 10. Deci, ok. Așa. Mulțumesc frumos. Mă aplaud singur. Era din O fac pe sub original. masă, așa, să nu se vadă. Da. Și așa cum ziceam, revenind la treburi mai serioase sau nu, că eu încerc să mă duc în partea mai serioasă, încerc fac tot posibilul, dar se mă tot duce, da, așa cum vedeți, deci o să fie un joc de rol, așa, între seriozitate și umor și nu numai. Ce am vrut să zic, da? Legat de acest aspect. Faptul că noi ne-am cunoscut în anumite contexte, da, și o să zic un picuț, pentru că se leagă și se va lega de întrebarea sau de întrebările ulterioare. Noi ne-am cunoscut la Liceul Special Moldova, liceul de nevăzători, atunci când eu făceam, cred că în 2016 era, când făceam voluntariat cu asociație de partea asta de dezvoltare personală, de psihologie și așa mai departe. Și veneam și lucram cu voi, cu tinerii și adolescenții din clasele liceale. Și așa te-am cunoscut și pe tine și uite așa am păstrat legătura de-a lungul anilor. Mi Și se pare genial, scuze-mă că te întrerup un pic, dar mi se pare iată-ne genial aici, că spune. ne-am cunoscut pe vremea în care eu eram elev la Liceul Special Moldova, clasa 11-a, dacă nu greșesc. A Și acum 12-a erai. a 12-a, mamă, ce memorie au de aia, bine să le super, țin minte tot. Da, și acum interacționăm și ne aducem aminte de momentul ăla când ne-am cunoscut și eram elev. Acum asta voiam să zic, că interacționăm din posturi diferite, pentru că deși nu pare după față și după modul în care vorbesc eu, acum am devenit profesor la Liceul Special Moldova. E fascinant să te întorci în locul în care ai fost elev ca profesor. Cum zicea cineva că e uimitor să te întorci într-un loc care nu s-a schimbat doar ca să vezi cât de mult ai schimbat tu. Și acum o trăiesc pe propria piele. Ce Și o fain. experiență foarte plăcută, adică dacă tot mi-ai dat mingea la fileu acum, e un loc în care mă simt pe acasă și m-am simțit întotdeauna. Iar ziceam într-un vers, pentru unii e fost școală, pentru mine a doua acasă. Ah, mulțumesc Moldova că mi-ai dat mereu o șansă, pentru unii e fost școală, pentru mine a doua acasă. Evanghelul ăsta era. Ce frumos! Da! Da, poți continua, mersi. Eu am fost Sebi, vă salut, v-am pupat, eu vă bine. Nu închideți aici, vă rog frumos, mai durează podcastul. Da, O uite, să eu... indignezi oamenii și spun, cum, da, gata?
Abia acum o devenit și el serios, până acum pe pereți a vorbit, ca Spider-Man. Știi? Spider-Man vorbea de pereți, că era cu pânză, îi făcea țuțu și zbura așa. Da. Pe pereți. Uite asta, destinic, fac bine. Așa. Da, păi desenele au și ele, subtilitățile lor până la urmă, nu? Dar hai să Da. revenim. Apropo de cum ne-am cunoscut, pentru că eu vreau să am așa un pic de fir logic al discursului, cum ne-am cunoscut noi în contextul ăsta și îți mulțumesc pentru că ai adus și ai punctat acest aspect că ne-am cunoscut în diferite roluri, pentru că eu în perioada aia eram studentă la psihologie și făceam voluntariat cu cele două psihoterapeute, da? Și cu ceilalți colegii mei voluntari, la voi, la Liceul Special Moldova, de nevăzători. Liceu care, așa cum ai zis tu, este ca a doua casă pentru tine, tu în rolul de elev, iar acum, după 8 ani, iată-ne, eu în rol de moderator al podcastului și de, mă rog, terapeut, coach și mai bine spus, numerolog sau psihonumerolog, da, în viața de zi cu zi, iar tu în rol de profesor al copiilor care, sau al viitoarelor sau al vechilor generații, ca să zic așa, vechi de după tine, după ce ai terminat tu atunci liceul, anul Da, respectiv. păi unii dintre ei mi-au fost colegi de școală, mai mici, dar mi-au fost colegi. Acum am prins elevi și sunt și în anii terminali, clasa 11-12 și fain așa să văd cum au crescut. Cărora tu Și acum acum, ești profesor și care da. îi nu și susțin din alte perspective. Da. Și acum mi-am notat pe un carnețel toate momentele în care m-au supărat când eram la școală. La asta sunt toți băieți. Glumesc, nu fac asta, nu, nu, glumesc. Nu, că eu am o linie foarte subțire între autoironie și lucruri foarte serioase și unii oameni chiar nu-și dau seama săracii când vorbesc pe bune și când fac caterincă, știi? Având în vedere că mulți probabil mă văd pentru prima dată, de-aia mai precizez chestia asta, că Da, nu și ți vreau să mulțumesc. ajungă după aia profesorii, vin să-și ia revanșa față de copiii pe care i-au avut, colegi, răzbună, lasă orgoliu personal, pe care pleonasm, mă rog, își lasă orgoliile să te întunece judecata și vederea la propriu. Da, dar nu, nu e cazul. Adică m-am acomodat foarte repede și ca profesor. Și, din nou, față de profesorii pe care am avut eu, cu care sunt coleg acum, am o relație foarte apropiată și un respect deosebit. Au fost profesori, multe lucruri m-au învățat. De exemplu, acum suntem colegi, dar tot cu dumneavoastră le vorbesc, pentru că mi-am impus respectul de mic. Au fost niște oameni care au jucat un rol crucial la un dat în viața mea și așa o să rămână pentru totdeauna. Super. Îmi Da. vine în gând, doamna profesoară, cred că Liliana, cea cu O care, metodă, da. da, cu care am interacționat și noi și cu care și eu. Adică a fost așa o conexiune foarte faină între noi, chiar dacă nu pot să zic că am păstrat legătura sau în sensul ăsta, și pe această cale o salut, că poate o să urmărească acest podcast al nostru. Sărbătoarea doamna Și Lili și pe dumneavoastră și pe toți colegii mei sau elevi sau, mă rog, și colegi și elevi și toată lumea care mă toți cei care o cunoaște să și ne care ascultă la urmărească. podcastul ăsta și care m-au suportat toată viața lor și care prin nu știu ce miracol încă mă mai suportă, nu știu, e interesant Și ziua mea. salutări și pe părinții tăi pe această ocazie, care ți-au dat viață și care te-au crescut și care au avut atâta răbdare cu tine, sau poate Da, nu. bine, mama cel mai probabil a închis podcastul după expresia Viagra pentru suflet, da? Dacă o rămas până aici, o salutăm și pe ea. Tata cu siguranță se uită ca să-și noteze ce am mai zis, ce prostie am mai zis, îmi zic la urmă, știi? Am înțeles. Deci Da. ai și criticii la purtător, ca să zic așa, da? Da. Va Am fac să bine. fim? Da. Mă bucur că iei în considerare și pentru că te susțin și ei. Îl văd așa și pe tatăl tău și pe mama ta. Îi văd pe acolo foarte susținătorii tăi, activi, fanii. Deci, ca să-ți faci o idee, ce înseamnă educație și ce înseamnă obișnuința, crezi că îl văd așa pe tatăl tău, am dat din instinct, am vrut să dau mâna în spate, să văd poate din spatele meu și eu nu știu, să o fi stricurat pe aici, deși sunt 80 de kilometri între noi acum. Dar au rămas asta, e când era mic și îl văd pe tatăl tău, vezi că ai făcut o prostie, fugi.
Că băteam copiii, eu de ciudă că nu vă le băgam degetul lor la copii. Și când ieșeau părinții lor, că mama lui Sebi, că nu știu ce, ieșeau părinții lor. Și dar de ce ai băgat degetul? Da, eu nu l-am văzut. El s-a pus în față. A, ce te pui în fața lui Sebi când nu vede? Și mai dădea și mai exact două capace. Dar mama cu tata știau că eu fac asta intenționat. Și când auzeam, Sebi vine tata tău. Eram la trei blocuri distanță. Erau... Doamne, deci cum faci tu trimitere la ceea ce vreau eu să spun și am să aduc încă un alt citat apropo de... Eu ți-am spus că m-am pregătit pentru acest podcast, da? Chiar dacă tu nu știi, în culise se întâmplă anumite lucruri în fundal. Și am să zic în felul următor, da? Și deschid citatul. Astea sunt lucruri, astea sunt lucruri de oameni mari, nu mă tremur. Așa, exact. Pe mine mă mai dor ochii din când în când, chiar dacă practic ăștia nu mă ajută cu nimic. Așa și la unii cu capul. Și am încheiat citatul. Așa poate precum v-ați dat seama, dragilor, sau poate nu, și așa cum Sebi a tot povestit până acum, el este nevăzător. Și din această perspectivă îmi doresc să vedeți cum este și viața unui nevăzător, sau cum peripețiile în care trăiește, apropo de ceea ce ai povestit tu mai devreme legat de a băga degetele în ochi, ca și cum ai fi spus am băgat degetele în priză, am vis copiii ăștia mici de 2, 3, 4 ani care dorm și de explorare, cam așa poate ai fost și tu de mic, cu exploratul, însă poate ceva te-a reținut sau poate nu. Și aș vrea cumva să ne povestești cum a fost așa în viața ta, a ta și poate a părinților tăi legat de partea asta de cât ai văzut și cum nu ai văzut și cine a văzut în locul tău sau cum a văzut în locul tău. Mergem în lucruri mai serioase și profunde. Da, eu știu că o să duci tot pe partea de glumă și de umor. Da. Deci, în primul rând și înainte de toate, Așa. dați-mi voie să mă exprim cât se poate de sincer, cu inima în palmă, pe care vă întind să o puteți explora centimetru cu centimetru, la fel cum fac și cu sufletul meu de fiecare dată când vă vorbesc. Toate cuvintele ei izvorăsc din sufletul meu, ca dintr-un generator. Bun. Acum am s-au plecat trei sferturi din oamenii care se uită la podcast, îi dăm drumul. Deci m-a întrebat cum am reușit să ajung în punctul în care să mi se întâmple lucrurile natural și să Hai să trăiesc luăm de la viața început. normal sau a Hai să fost luăm de așa la. un vârtej de cuvinte acolo și n-am înțeles exact întrebarea. Da, hai să luăm de la început. Adică, pentru că eu știu anumite lucruri despre tine și aș vrea cumva și oamenii să spună atâta timp cât tu vrei să afli despre tine anumite lucruri. Tu ești nevăzător din naștere, da? Da, în sensul că m-am născut prematur, la 7 luni mai exact, și la incubator mi-au tăiat curentul. Da. Era scumpul lumina, era mic, nu permiteam să plătesc, nu lucram pe vremea aia, n-aveam alocat. Nu avei Așa. salariu ca acum. Da, salariu. Săraca bunica mea, e atât de simpatică, în momentul în care am vorbit cu ea, am spus, te-ai angajat, mamaie, și te-ai luat salariu? Și am zis că da, și m-a întrebat cât am luat și am spus. Și cum? Chiar în fiecare lună? Venea să creadă, săraca. Ei nu sunt obișnuiți cu banii ăștia noi. Așa, Ok. bun. Vrei să mă mai întrebi ceva în continuare sau vrei să Continuă, vorbesc eu? adică continuă legat de ce ai spus, ai început să spui legat de, ok, te-ai născut Da. prematur și Da. apoi. Deci vă promitem că discuția asta o să aibă și un sens la un moment dat. O să lege ceva aici. Exact. Și m-am născut prematur. Când eram mic, înțelegeam că sunt diferit față de ceilalți copii, că nu pot să mă joc cum să joacă ei. În sensul că eu n-am rămas nevăzător, nevăzător, mai zăresc puțin, dar suficient cât să-mi dau seama dacă e soare afară, dacă e întuneric, dacă s-a apropiat un tren de mine și așa mai departe. Dar nu suficient de bine încât să pot să mă bazez exclusiv pe vedere. Cu Adică vezi ochii, lumina și umbra sau cum vezi? ceva de genul, da. Ok. Interesant. Așa. Adică în sensul ochii sunt la mine ca radio, știi? La e mai mult pe fundal, așa, nu prea te ajută la mare lucru. E mai mult de decor prin casă.
Așa și ochii la mine. Da, e Mm-hmm. suficient. Adică, în momentul în care te trezești dimineața și te uiți spre cer și vezi cerul senin sau vezi că încă e întuneric afară și pui să mai dormi vreo 3 ore până sună nenorocita aia de alarmă, îți dai seama cât de norocos ești și, sincer să fiu, chiar și dacă n-aș fi văzut absolut deloc, n-aș fi luat-o ca pe o dramă, pentru că am înțeles că în viață trebuie să iei taur de coarne și să te descurci cu ce ai. N-are sens să plângi după laptele vărsat, că nu mai primești niciodată înapoi. Și acum avem toate condițiile ca să putem duce o viață absolut normală și să mergem pas la pas cu toată lumea. Nu suntem nici mai buni, nu suntem nici mai proști, suntem la fel ca toți ceilalți, doar că suntem niște oameni care au fost nevoiți să accesibilizeze niște lucruri și să adapteze la niște schimbări în viața lor și, cum am mai zis eu, să se aclimatizeze la viață. Pur și simplu, exact ca animalele, șarpele străști, peștele înoată, vulturul zboară, pisica zgârie mobila prin casă. Adică fiecare face ceva în felul lui, fiecare se adaptează la ceea ce este. La ceea Așa ce și are, cu nu noi. la ceea ce nu are. Da, exact. La ceea ce este el și la ceea ce are el. La condiția lui. Și face lucrurile bine în felul lui. Adică un pește nu se poate târâ ca un șarpe, dar nici un șarpe nu poate înota ca un pește. Suntem diferiți, fiecare are skill-ul lui, fiecare are rolul lui în societate. Asta depinde de fiecare. Pentru că în momentul în care ai o dizabilitate, din câte am înțeles până acum, eu cred că unii o percep ca pe un blestem și se întreabă de ce eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu, nu prea am întâlnit cazuri așa multe, doar suficient cât să pot să-mi confirm teoria. Și Uite, eu alții, îți sună. în... Îți confirm teoria. Serios? Da, Nu bineînțeles. pare, nu pare, nu Bun. pare. Păi nu ne-am Așa, bun. cunoscut în perioada în care îmi puneam eu întrebarea de ce eu. Deja intrasem în perioada în care, ok, asta mi-s eu și asta am de făcut. Sau hai să vedem ce pot să fac cu ce am. Deci nu ne-am cunoscut în Păi, perioada în care decizi. eu cred că de la întrebarea de ce eu plecăm toți când avem o dizabilitate. În Mhm. momentul te întrebi de ce eu și unii ajung la ce am spus eu, să o ia ca pe un blestem și alții ajung în timp să o perceapă ca pe o misiune. Ca pe, pur și simplu, ori văd eu lucrurile prea profund, poate sunt și oameni, bă, asta e, nicio misiune, nicio treabă. Dar eu văd într-un fel ca pe o misiune de a încuraja pe cei din jurul nostru și de a le demonstra că viața poate fi trăită chiar și în condițiile care ei nu și le imaginează. Adică am întâlnit oameni care au spus că dacă n-aș vedea, n-aș putea trăi, cred că m-aș sinucide sau ceva. Și sunt exemple de oameni, chiar știu un băiat care a rămas la 20 ceva de ani fără vedere, omul vedea, era șofer, se pare că ăsta era și jobul lui, dacă mi-aduc aminte bine, era și gamer înrăit, avea tot felul de campionate de astea online cu alți băieți și o trebuie să schimbi viața radicală. Și s-au adaptat, dar dacă le-ai fi întrebat înainte de accident, bă, ce zici dacă te-ai pierde vederea într-o zi? Bă, cred că n-aș face față. Mă, că noi avem o capacitate incredibilă de a ne adapta în viața asta la niște schimbări. Și ajungem să ne dăm seama că putem face lucrurile și în alt fel, nu doar cum credeam noi înainte că se pot face. Parcă trebuie pur și simplu să, cum am mai zis, luăm taurul de coarne și să-i dăm înainte. Vedem tot timpul partea plină a paharului. De exemplu, când mă trezesc dimineața, zic, mamă, ce bine că nu văd, văd ce față de prost am, când mă uit în oglinda aia, că sunt roșu și boțit, așa. Mă simt ca proaspăt ieșit dintr-o imprimantă 3D care experimentează să creeze primul om. Deci mă simt așa, știi? Hai că interes, dar tare interesant Șifonat tot. subiect ai adus acum în discuție apropo de a te privi în oglindă, pentru că noi ăștia care ne vedem sau care avem darul ăsta al vederii, că eu așa, eu după ce am lucrat cu voi, eu foarte mult am început să fiu recunoscătoare pentru acest dar al vederii. Ai punctat legat de lucrul ăsta, legat de oglindă, să mă uit în oglindă. Și dacă nu te-ai uitat în oglindă, tu cum te-ai recunoaște sau cum mai te-ai observa sau tu cum procedezi din perspectiva asta? Cum îți dai seama Adică, de tine? păi să zicem, prima dată, hai să ne raportăm la ceva clasic, basic, la haine. Îți dai seama după textura materialului și, na, fiind hainele tale, purtându-le zilnic, deja știi cămașa asta e roșie și îți dai seama care e cămașa roșie în funcție de materialul pe care îl are sau în funcție de buzunarul pe care îl are la piept sau, nu știu, în funcție de pata de cafea pe care o are pe mâini, nu. Glumesc. Cum faci cu hainele alea noi? Sau pe care vrei să ți le cumperi noi? Mergi cu Eu în cineva să general, cumperi sau?
Mersi. Da, în general, da. Da. În general, mă duc cu... Când îmi iau haine, mă duc cu ai mei. Pentru că nu-mi place să merg la cumpărături de felul meu. Dacă ar fi după mine, mi-aș cumpăra numai hanoraci și tricouri. Și mi le-aș lua cu simpli și le-aș personaliza cu ce mesaj vreau eu. Dar acum, având în vedere și locul de muncă pe care l-am, trebuie să mă comport ca atare, să mă îmbrac mai des și la cămășuță, și la pluverașe, și la sacoașe, pentru că e semn de respect pentru instituția de cultură pe care o reprezint, pentru că așa învață și copiii, că în viața ta de zi cu zi ai plăcerile tale și ți le faci, dar în momentul în care mergi la un teatru sau ai o funcție publică, trebuie să respecti locul de muncă și să te adaptezi, să, nu știu, faci parte din peisaj. Să te respecti și pe tine Și, până la urmă, mă gândesc, nu? da, poftim? Zic, și să te respecti și pe tine până la urmă, prin Da. faptul că te respecti și te onorezi prin faptul că ești acolo. Respect și instituția, da, sau Exact. locul acel de muncă și pe tine până Exact. Asta țin de organizare, țin de funcționarea într-un mod cât mai eficient al unei societăți civilizate, educate, în care, nu știu, oamenii își asumă niște responsabilități, dar știu să lupte și pentru drepturile pe care le au, cumva, știi? Și nu ține neapărat atât de mult de îmbrăcăminte, că nu îmbrăcămintea aia spune ceva despre tine, dar ține mai mult de, nu știu, maturitatea pe care o ai tu și de respectul pe care l-ai față de tine și față de oamenii din jurul tău, cum ar veni. Și e doar o rotiță dintr-un angrenaj imens de, nu știu, moduri de comportament care să ducă la ideea asta de respect pe care o ai. Da, cu hainele așa funcționează. Adică e foarte simplu. Pui mâna pe ele, îți dai seama după material. Dacă le ai noi, le îmbraci de 2-3 ori și deja le știi. Am și aplicații pe telefon care îmi scanează, să zicem, hainele și le arată, să-mi spune exact ce culoare are aia, ce culoare are aia. Dar eu prefer să mă bazez cât de mult se poate pe mine și să mă folosesc de tehnologie. Nu vreau să mă las 100% în bază. Pentru că dacă n-ai internet sau ți-o descărcat bateria telefon, nu mai știi să faci doi pași singuri. Ce fain. Și, nu știu, mi se pare trist așa că ajungem să devenim ultra-dependenți de niște resurse pe care cineva, printr-o simplă apăsare de buton, poate să ne le ia așa dintr-o dată și a rămas ca niște pești pe uscat. Sau ca Și niște tu ai pești văzut într-o data asta. tigaie cu mămăliguță, așa și cu muștei. Mă, foame acum. Da. La Revenim. fel și cu părul, dai cu mâna prin păr, îți dai seama dacă îți stă bine, dacă e ciufuliță, îl mai aranjezi, îl piepte. Adică n-ai nevoie de oglindă ca să te îngrijești, să te uiți neapărat să vezi. Asta e doar pentru că e foarte ușor să o faci în momentul în care vezi. Atunci în care îți lipsește vederea, pur și simplu, cum am mai zis, te adaptezi, găsești alte soluții la aceeași problemă. De? Ca la matematică. Da, Nu da, pot să cred că am dat un exemplu cu matematică pe care nu am suportat niciodată. Da. Deci asta e, așa funcționează. Eu când merg cu bastonul singur pe stradă, eu stau într-un așa, frumos. exact. Cum te descurci tu când mergi singur? Că vreau Păi, să am simțit că asta vrei să mă întrebi. te am multe întrebări să spun, să știi. Am simțit, da. Eu stau într-un frumos, unde e și liceu. Am un apartament închiriat. Stau singur și cu bastonul alb, bastonul pe care folosim noi ca nevăzători pentru detectarea obstacolelor și ca să ne ajutăm în trafic, să ne găsim puncte de reper și așa mai departe. Mă duc la școală, vin de la școală, Pe jos învățasem sau și pe jos, însoțitor da, sau pe jos, nu, pe jos cu bastonul, mai bine, dacă plouă sau ceva, mai iau și un taxi, nu problemă, dar am un sfert de oră de mers până la școală. Înveți niște trasee, îți iei niște puncte de reper pe care când vezi, nu le iei în considerare, fiindcă nu îți trebuie. Știi? Dacă nu vezi, te concentrezi și la mirosul lui din jurul tău, și la textura asfaltului din jurul tău, și la textura gardurilor, pereților din jurul tău. Nu vezi trasee. Dai seama că dacă o iei din casă, ții peretele din dreapta cu bastonul, la un dat, când strâne peretele sau când e o denivelare în trotuar, trebuie să o faci la stânga, să o iei pe alta lei, ca să ajungi cât mai aproape de locul
la care vrei să ajungi, știi? Mm-hmm. Am învățat străzi, am învățat magazine, am învățat restaurante, am învățat cam tot orașul de când stau aici, aproape de un an de zile. Ai Și în târgu pe cont propriu, că tu oricum ai stat în Târgu Frumos la cât ai fost elev. păi am zis că stau în apartament singur, apartament pe care l-am închiriat și stau de capul meu. Și mă duc unde-i văd cu ochii. Da. Am explorat orașul și asta încerc să-i învăț și pe copiii nevăzători. Și Dacă ce ești faci? nevăzător, nu este o imposibilitate de a trăi, este doar un obstacol pe care poți să-l depășești, așa cum am reușit și eu. Dacă tu mă vezi pe mine ca profesor, că vin singur la școală, cu bastonul și plec și îmi fac singur de mâncare și mă îmbrac singur cu ce haine vreau eu, mă asortez totul, pam, pam. Adică nici nu mai ai nevoie de cuvinte, ești un exemplu pentru cei din jurul tău prin acțiunile pe care le faci. Exact. De-aia cuvintele nici nu mai au nimic de zis. Și nici măcar nu-ți dorești să fii exemplu, pur și simplu ești exemplu prin, cum am zis, Ceea ce ești. exact prin ceea ce ești, nu mai trebuie să demonstrezi nimic, să mai ții discursuri sau să vorbești din statistici și din ce au zis alți psihologi, alți oameni înaintea ta. Pur și simplu, îți trăiești viața într-un mod cât mai independent și cât mai comod pentru tine și cei din jurul tău văd lucrul ăsta și își dau seama, bă, dacă văd el, văd și eu. Și așa e un... La Caragele e un lanț al slăbiciunilor. Aici e un lanț al... nu știu cum să-i zic. E Perfecțiunilor, un... mie vine să zic. A perfecțiunilor, cred că ăsta să căutăm, nu știu. Învățăm unii de la alții. O să vină după mine unul care o să facă mai multe decât mine. După aia unul care o facă și mai mult. Așa luăm fiecare de la ceilalți. Și așa ne susținem până la urmă. Da, ne susținem și facem o lume mai bună, o societate mai faină. Uite, eu când aveam început în târgu și când mergeam singur cu bastonul pe stradă, erau oameni care nu știau cum să reacționeze. Nu știau dacă să dea la o parte, nu știau dacă să mă întrebi în legătură cu, nu știu, locul în care vreau să merg, dacă ai nevoie de ajutor sau mai știu eu ce, știi? Și acum, foarte multă lume am văzut că s-au sesizat, deja nu li se mai pare o anomalie să vadă un nevăzător cu bastonul pe stradă, li se pare ceva absolut normal. Mă salută când trec pe lângă ei, la început, mamă, bau, bau, te mănâncă, mama, nu-l saluta, e caca, mama, du-te lângă domnul, că e caca, știi? Adică nu mai... Chiar am trecut pe lângă o doamnă cu o fetiță și a întrebat fetița, doamna, mami, dar ce face domnul cu bastonul? Mai se zis, domnul este nevăzător și bastonul îl folosește ca să se descurce. Și când am intrat tot în bloc, era o doamnă atât de simpatică, am deschis ușa blocului, mamă, mi-a murit vocea, o fracțiune de secundă. Am deschis ușa blocului, eu am intrat și ea și s-a oprit lângă ușă și eu mergeam cu bastonul spre scări. Și la un moment dat m-am oprit și m-am mutat și am zis că, de ce v-ați oprit? Și am zis că n-am vrut să vă deranjez, să mi se audă pașii, ca să vă concentrați, auziți pe unde mergeți, să ajungeți la scări. Drăguț. A fost atât de simpatic, da, și am explicat, mergeți, că eu n-am nicio treabă, că nu mă folosesc de auz ca să găsesc scările, mă folosesc de baston să le detectez, și oricum știu că e drept înainte. Dar în capul ei și-a imaginat că dacă ar merge, dacă ar face un singur pas, s-ar auzea atât de tare încât pe mine m-ar perturba chestia asta și n-aș mai găsi scările și s-a părut adorabil. Uite, și eu aș face lucrul ăsta. Acum aud asta de la tine, adică că nu te bazezi atât de mult pe auz, cât ce te bazezi pe baston. Foarte Da, bun. pe auz te bazezi în principiu când vrei să traverse, când vrei să traversezi, știi? Atunci folosești foarte mult de auz sau da, dacă vrei să ajungi la o terasă și nu știi exact pe unde te mai ieși după sunet, unde mai auzi muzică, unde mai auzi omuleți și mai departe. Adică știi zona mare, dar nu știi exact unde e terasa și poți folosi ca punct de reper. Sau vrei să traversezi, dar nu-ți dai seama după mașini. Mai sunt de-astea electrici care nu se aud, merg pe modul ninja, știi? Și trebuie să auzi când trec ceilalți. Când traversează oamenii de lângă tine strada, știi? Și auzi pe oamenii cum pleacă și știi că poți traversezi și tu. Și na, ori traversăm bine, ori traversăm toți cu bine, ori murim împreună. Și fain. Știi? Măcar nu mor singur, ca prost, așa, ultima. L-a dus capul, a murit, dar a traversat că nu mai traversa 10 proști pe lângă el. A murit împreună, bravo, bravo, e băiat deștept. Da? Felicitări, Stâmbicu. Da, mulțumesc frumos. Da. Cam așa funcționează, adică nu e absolut nicio dramă. Nu o să mă oferesc niciodată să spun că
Sunt nevăzător pentru că sunt nevăzător și nu ascund chestia asta și vreau ca lumea să știe chestia asta, să o conștientizeze, dar în același timp o fac ca oamenii să-și înțeleagă că suntem absolut normali. Nu suntem mai buni, nu suntem mai speciali, nu suntem mai perfecți, mai perfecți, perfect deja e superlativ absolut, să rămână la doua dirigintă, sora mea de română și a rămas cu de-astea, cu sechele, știi? Nu suntem noi superiori, nu. Suntem exact ca ceilalți, doar că ne-am pus un fel de emulator, știi? Și ne-am pliat la viață în modul în care putem să o facem. Am tras o linie clară și am zis că, bă, asta pot să fac, asta nu pot să fac. Sper să nu sunt niciun băiat de la Dicot, că dacă aude acum că am tras o linie, o să interpretez limba asta română, are multe sensuri. Da. Era un vers într-o piesă, zice cineva că în viață când apar drogurile se alege praf. Și acolo cu maxim joc de cuvinte. A fost foarte bun. Da, revenind. Suntem la fel ca ceilalți, doar că ne adaptăm și ne mulăm pe realitate. Tragem o linie clară între ce putem și ce nu putem să facem. Bă, asta pot. Pot să fiu șofer de curse? Nu pot. Bun. Dar ce aș putea să fac? Și avem pasiuni. Avem, mai ales acum, adică cu tehnologia asta, sunt nevăzători programatori, sunt oameni de afaceri, nevăzători, care învârt foarte mulți bani, mână și au responsabilități uriașe pe umeri și interacționează cu foarte mulți oameni din toată lumea. Sunt nevăzători specialiști pe masaj, deci masajul era ceva clasic, toată lumea când se gândește la nevăzători, a, cântă sau face masaj, sau face masaj în timp ce cântă. Acolo se limitau opțiunile noastre. Dar avem o arie foarte largă de posibilități. Și sunt nevăzători care s-au specializat în domenii care le-au plăcut, cum a zis, avem pasiuni care ne permit să trăim la fel ca ceilalți și să activăm cu excelență în domeniile pe care le alegem. Am auzit nevăzătorii care se cațără, care urcă tot felul de munți, care lucrează în politică, care Exact. diferite domenii, adică doar e necesar să se creeze poate și un picuț de contexte sau în care să vă ajute și să vă sprijine și pe voi, apropo de rampe, apropo de anumite contexte în care vezi tu că dacă noi am respectat anumite reguli pe care societatea ni le propune, ca să zic așa, apropo de dacă dai de un obstacol sau dai de o groapă, păi te-ai dus totul în mijlocul trotuarului, cu baston sau cu fără baston, da? Și Da, poate. asta e greu și pentru ăștia care n-au absolut nicio Exact. deficiență fizică. Exact, tocmai. Asta nici măcar nu ține să ne accesibilizeze nouă ceva, asta ține de, nu știu, fă-ți treaba pentru care ești plătit în funcția ta de primar, de consilier, de Exact. responsabil, adu-mi pus și mai departe. Exact ce vorbeam și mai devreme. Dă dovadă de respect față de munca pe care o ai și față de oamenii din jurul tău, pentru că nu o faci doar pentru mine, doar pentru el, doar pentru ea, o faci și pentru copii, copiilor tăi, pentru tine, pentru toată lumea asta. Să fie o societate compactă în care toate să lege într-un mod organizat, să avem drumuri, să avem semafoare, să avem coșuri de gunoi și așa mai departe, știi? Și dacă într-adevăr sunt anumite lucruri care pot fi accesibilizate ca să ne fie bine, cum ar fi semafoarele sonorizate. De exemplu, în Târgu Frumos avem un singur semafor sonorizat în fața școlii. Dar semafoarele sonore ne ajută foarte mult ca să ne dăm seama și când putem trece. Și nu o faci doar pentru mine, ca nevăzător, să-mi ușurez mie viața. O faci pentru o comunitate întreagă de oameni. Pentru că oamenii, știind că trăiesc între nevăzători, dacă nevăzătorii ies mai des pe stradă, se acomodează mult mai ușor cu ei. Și, dincolo de asta, ne putem face și noi mai ușor treaba, ajungem mai ușor la muncă, nu mai stăm prin trafic să așteptăm să oprească mașinile și destul de periculoase. Dar la noi, până nu moare unul sau până nu se întâmplă o catastrofă de asta la nivel național, nu prea se mișcă nimic. Trebuie un zvâc așa din spate mai puternic, știi? Trebuie o palmă așa ca să impulsioneze un pic sistemul să-și miște leacă rotițele înainte. Pentru că eu, înainte să vin în Târgu, era un orășel foarte rigid din punctul de vedere al integrării persoanelor atipice pentru ei. Știi? Și Din acum, Târgu Frumos.
Da, și acum când mă duc, cu toate că e școala acolo, dar oamenii cu toate astea nu prea conștientizau faptul că nevăzătorii pot ieși singuri. Tot, încă este cultura asta în care dacă te vede cu dizabilități, mergând cu cineva de mânuță, îl întreabă pe ăla, de față cu tine, despre tine. Te simți așa ca și cum ai murit și te uiți așa, îți iese sufletul din corp și îi auzi pe oameni, bă, dar ce băiat bun o fost, bă, dar eu sunt aici, știi? Poți să mă întrebi mine, nu trebuie să întrebi Da, dar pe asta o cineva să se de lângă. întâmple, asta o să se întâmple din ce în ce mai, adică lucrul ăsta o să dispară din ce în ce mai, mai mult, pe măsură ce nevăzătorul să aibă curaj să iasă, să umble, Poate e și meargă. tendința, Sebi, poate e și tendința oamenilor ca să, poate să nu deranjeze sau să nu creeze Da, un anumit context exact, pentru sau da. legat de persoana respectivă, na, Da, nevăzătoare. dar nu, nu, hai să înțelegem, nu e vorba de tendința pe care o au oamenii, pentru că de tendință. Nu e vorba de mentalitatea lor, de ce gândesc ei în momentul ăla. Că ei poate să gândească că te deranjează, poate să gândească în foarte multe direcții. E vorba pur și simplu de acțiunea în sine, știi? Acțiunea în sine trebuie tăiat rău de la rădăcină. Adică, în momentul în care tu o să mergi mai mult singur, oamenii o să înveți că poate să-ți adreseze ție direct și că nu te supără cu absolut nimic și că toate barierele astea pe care ei le aveau despre socializarea cu nevăzători sau cu persoane cu deficiențe o să dispară, știi? Dar e nevoie de experiență pe teren. Dacă facem fluturaș cu nevăzătorii, sunt la fel ca ceilalți și împărțim prin oraș, nu schimbă cu nimic asta. Perfect. Ei, și uite, mai Simplu mult decât trebuie să atât. ieși. Exact, mai mult decât atât. Asta mi-a plăcut foarte mult la tine și am apreciat încă de când noi ne-am cunoscut la liceu, pentru că ai avut acest curajul tău, acest... n-aș zice că ai fost mai special, dar s-a simțit în interiorul tău că ai această încredere în tine în care, bă, mă duc, mă aventurez. Adică nu e ca și cum îmi pun limite că eu sunt persoană nevăzătoare și așa mai departe. Și asta cumva s-a văzut, adică eu în momentul, și aici vin cu propria experiență, eu în momentul în care te-am văzut, deci efectiv când te vedeam că intri pe ușă și când vedeam cu câtă siguranță erai pe tine, pentru că știai că la următorul pas poate să fie Păi, o minge, la tatăl meu a următorul fost pas. polițist, la mine scrie pe frunte, siguranță și încredere, e moșteniri din familia asta. Nu, e dincolo de asta, da? Hai să nu trecem legat de ea. Adică, da, poate e și partea asta, însă e important de luat în calcul faptul că, și din câte mai știu și de la tine și de la alți nevăzători, este faptul că voi și, cum ai spus și tu mai devreme, voi învățați traseul. Și mi-aduc aminte că mi-ai povestit la un moment dat, păi tu în sala aia de sport în care noi ne vedeam, păi tu știai cu ochii închiși vorba aia, da? Știai, acolo este bara aia, acolo este banca aia, acolo este Și cu ochii închiși și fără trambulina. ochelari, știam. Exact, da. Și atunci e ca și cum tu ți-ai învățat traseul și nu mai, adică erai foarte, foarte relaxat din perspectiva asta. Pe când noi, văzând după pe voi toți din exterior, știi, era tendința, asta e să nu te lovești, stai să te duc eu, să te iau de mânuță, să te ducă dintr-o parte în alta. Pe când eu, una cel puțin și pe tine, au mai fost câțiva colegi ai tăi pe care i-am văzut, însă nu pe toți, i-am văzut atât, știi, cu încrederea asta și cu siguranța asta, poate și pentru faptul că au avut mai puțină experiență, tu fiind și în clasa 12-a, nu știu exact fiecare de când, cum erau. Că tot ai adus asta în discuție, da, tendința asta de cloșcă Da. care nu-și lasă puii să plece de sub ea, de lângă ea, este foarte și foarte, foarte puternic înrădăcinată, în primul rând, în subconștientul părinților care au copii cu probleme de vedere și, pe de-o parte, este perfect de înțeles că nu vrei ca lui mic să-i se întâmple ceva rău, Da, exact. dar aici fac un mesaj de interes public, cazul în care mă urmărește vreun părinte care are copii nevăzători. Gândiți-vă la binele copilului pe termen lung, nu pe termen scurt. Pentru că sunt foarte serios acum, fără miștouri, fără glume, mă lupt cu chestia asta și mă doare când văd copii care nu sunt lăsați să meargă nici până la magazin, să-și iau pâini singuri, că vine bau-bau și papă. Exact. Și copiii aia o să ajungă la un dat în viață
într-o situație în care nu o să fie nimeni acolo lângă ei să-i ajute, în care o să dea piept cu realitatea și atunci, dacă o trăi toată viața sub plapumă, o să dea pneumonie la prima rafală de vânt. Facem și o metaforă, așa cum spunea Buzi de la Mafia, metaforă peste capul tău am dat. Așa fac și eu. Trebuie lăsați, nu zic, îl lași pe stradă și te întorci peste o săptămână să vezi unde au ajuns. Dar trebuie lăsați pas cu pas din momentul în care m-ai crescut așa un pic, sunt pe la gimnaziu sau chiar și în clasele primare, dacă asta nu fiu rău să exagerez, din gimnaziu. Lăsați pas cu pas să descurci singuri, ca atunci când mergi pe bicicletă, să tai că tu lângă tine sau maică ta, te sprijină să nu cazi, să te echilibru și la un moment dat îți dă drumul și tu nici nu-ți dai seama și pedalezi și îți dai seama că poți să te echilibru fără să te ține cineva. Aici trebuie să ajungă și cu persoanele cu deficiențe de vedere și nu numai cu persoane cu deficiențe de vedere, dar vorbesc în cazul meu. Copiii ăștia trebuie să ajungă să descurce singuri în cât mai multe contexte în viața asta. E reconfortant ca părinte și să știi că ăla mic depinde de tine și că ești acolo pentru el un paravan la tot pasul. Dar trebuie să găsiți puterea, așa cum își găsesc păsările când își aruncă pui din cuib, să dea din aripi să zboare. Nu știu dacă se vede, fac așa. Da, mă rog. Așa. Să-mi dezmorțesc mâinile un pic. Îmi facem și un pic de mimică. Mișcare Așa și serie. voi. Exact. Am vrut să scot și limba, să mă prefac cam cioc, dar nu. Vă lăsăm pentru alt podcast. Dacă vreți să mă vedeți cum scot limba, mai facem un podcast după aia. Așa și voi. Trebuie să vă lăsați copiii să zboare. Pentru că eu am fost 4 ani la conservator, la Iași. Un loc în care am cunoscut oameni extraordinari și am avut experiențe foarte faine. Dar, pe de altă parte, ai mei fiind din Botoșani, nu puteau să stea cu mine. Nici nu vreau să audă să stau singur, că se pot întâmpla atâtea, le-a fost frică. Am stat în Este un oraș gazdă mai la un... mare, comparativ cu Târgu Frumos, dacă e să o Da. Călătorile mari se fac cu pași mici, oricât sună de basic, de adevărat. Încep din Târgu Frumos, dacă capeți încredere în tine într-un orașel mic, după aia poți să descurci oriunde. Stăteam în gazdă la o doamnă, cum ziceam, în Iași, mă aducea de la facultate, mi-încălzea mâncare și mă simțeam ca o păpușă de paie care era purtată dintr-un loc în altul și era pus cu minte acolo, așa la un dat, în cutiuța ei, seara, la culcare. Și dimineața eram scos la fel. Și eu nu pot să trăiesc au un în cățel din felul ăla în ăsta. lens. Da, Iartă-mă, dar așa exact. Și după facultatea asta am avut o discuție foarte aprinsă cu ai mei, până când ne-am făcut să înțeleagă faptul că eu nu o să pot trăi toată viața așa, că o să fiu ca o lumânare care se stinge și n-are de la cine să-și mai ia lumina mai departe. Trebuie să plec, trebuie să mă descurc singur. Sunt un om care îi place să trăiască și care îi place să trăiască cum vrea el, pe picioarele lui. Eu nu o să pot să ajung vreodată să am familie, să o doară pe soția mea capul, să zicem, să o doară pe, nu știu, soție, cam mult spus, hai să mai coborâm așteptările, să o doară pe gagică mea capul, știi? Și eu să-l sun pe tata, du-te la farmacie, că o doare pe iubi capul și nu poate să duc să-și ia pastile. Vreau să fiu în stare să mă duc singur, iau pastile să-i aduc. Vreau să fiu în stare să-mi cresc copilul fără ajutorul cuiva din exterior. Și vreau să fiu un exemplu pentru el prin modul în care mă comport eu. Și prin faptul că fac singur toate lucrurile pe care pot să le fac singur. Și mai mult decât atât, să explorez acolo unde mi se spune că nu poți. Poate nu pot, dar dacă n-aș încerca eu, n-aș putea dormi liniștit. Lasă-mă să încerc eu, să văd ce pot și ce nu pot. La mine așa funcționează. Vreau să ajung în viață, să pot să ofer niște lucruri și să nu depind de cineva să mi le dea în mânuță. Și am plecat la Cluj, un an jumate, la facultate. Am început comunicare și relații publice după conservator. Și la Cluj am mers singur. Alte Am provocări. ieșit cu bastonul. Eu până la Cluj nu aveam încredere în mine că o să pot să mă descurc, că vorbeai de încredere. Da. Încrederea am căpătat-o cu timpul. Mi-era rușine să opresc oamenii pe stradă să-i întreb ce autobuz trece acum sau să-i întreb prin ce zonă sunt sau să chem un Bolt, un Uber.
Se cheamă un curier să-mi aducă ceva de mâncare. Mi-era rușine să socializez cu oamenii. Mi-am format deprinderile astea la Cluj. Am fost. Am luat-o cu bastonul, de nebun, pe stradă. Mama săracă m-a lăsat la lift, jos la cămin și mi-a zis să mă sun când ajungi sus. Am scăzut că peste 10 secunde, scoate telefonul. Și-a plâns și nu le-au venit bine deloc. Dar cu timpul o înțeles că a fost cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac și acum sunt mulțumiți. Și stau mult mai în siguranță când știu că, nu în siguranță, vreau să zic că stau mult mai liniștiți când știu că pot să-mi fac singur și nu depinde de nimeni. E o liniște pe care trebuie să ai curajul să riști ca să o capeți. Și după m-am întors la Târgu Frumos ca profesor. Am zis să mă fac om la casa mea, să mă angajez, ce unde puteam să mă angajez și să trăiesc mai bine, dacă nu în locul în care am crescut, în locul în care sunt copii care au crescut, cresc și vor crește cum am crescut și eu. Și știu de ce au nevoie, știu ce trebuie să le ofer și cum să le ofer ca să le fie bine pe termen lung, nu doar cât stau în școala asta. Ba, mai mult decât atât, după ce pleacă din școala asta. Să înțeleagă că în viață nu o să fie oameni care o să le întindă mereu o mână doar pentru că nu văd, nu o să fie oameni care să îi pună mereu în față pe ei pentru că nu văd, nu o să îi aștepte un pat cald și 3 mese pe zi, ca într-un regim de internat cum e la școală la noi, o să meargă în viața reală și acolo nu mai pot stimula nimic. Trebuie să Poate să depui. descui și cu pată, și cu masă, și cu de toate. Exact. Da, uite, foarte mișto, știi, apropo din perspectiva asta, pentru că, și zic inclusiv din propria mea experiență, pentru că oamenii, la fel și pe mine, mă etichetează având în vedere condiția mea fizică, zice, a, păi da, dacă tu poți să te duci și să călătorești, eu de ce nu m-aș duce? Păi de o parte, putem, așa cum ai zis și tu, putem fi exemplu pentru ceilalți, și de altă parte, suntem propriile noastre exemple, că pe măsură ce tot ne ducem și ne aventurăm, da, pentru că inclusiv din perspectiva asta, noi ne susținem și avem ceva comun, din perspectiva asta a aventurii, să ne ducem, să explorăm, să căutăm, să cercetăm. Și atunci vine contextul ăsta în care cu cât te duci și te aventurezi, așa cum ai zis și tu, pentru că în perioada cât erai tu la Cluj, nu prea am vorbit atât de mult și mi-ai spus tu la un moment dat și eu eram, eu zic, what? Cum ai ajuns și la Cluj? Ai avut și atâtea peripeții și experiențe și așa mai departe. Și na, după aceea când am mai povestit și mi-ai spus niște lucruri, am înțeles că ai avut nevoie de experiențele astea ca, exact cum zici și acum, să capeți și mai multă încredere atât în tine și să le oferi și să-ți oferi și ție siguranța aia în interiorul tău și părinților tăi până la urmă care ți-au dat viață și iarăși țin să le mulțumesc pe această cale, că uite, ți-au dat Vezi, drumul. mamă, îți mulțumesc femeile că mi-ai dat viață. Simt-te mândră. Da. Că ne dau drumul până la urmă, părinții, pas cu pas, chiar dacă nu le este ușor să facă acest lucru, și eu înțeleg acest lucru, iarăși la fel, raportat la părinții mei, însă, așa cum ai zis și tu, este nevoia, se creează nevoia asta în interiorul nostru în care să devii din ce în ce mai independent sau independentă și să poți să faci lucrurile. Să te susții, să te ajut, să-ți faci treburile tale de zi cu zi, adică să te îmbraci, Să să. duci o viață normală ca orice om. Exact. Pentru că Exact. se poate. Se poate. Și sunt foarte multe cazuri de nevăzători care au putut. Exact. Și Aici. nu vrem noi să fim exempli, nu-i aroganță, nu-i laudă. Pur și simplu lucrurile merg de la sine. În Exact. momentul în care tu ești un reprezentant al unei minorități, al unei categorii de oameni, faci niște lucruri, dai de înțeles că se poate, că dacă le poți face tu, nu ești înzestrat cu puteri divine, nu coboară Sfântul Duh peste tine și te-ai iluminat cu o inteligență ieșită din comun, cu o inteligență extraordinară, cu calități de astea extraterestre, așa. Ești un om la fel ca ceilalți, doar că ai avut curajul să ieși din zona ta de confort, să spargi pula în care ai trăit și să poți să funcționezi la fel ca toată lumea în parametrii normali, cum să spun. Și nu e ușor pentru părinți, absolut deloc. Uneori
lucrurile, dacă vrei să le faci bine pe termen lung, nu e ușor. Trebuie învinsă frica asta de a nu-i se întâmpla ceva rău. Pentru că mai rău decât să stea și să o filească copilul ăla în el, să depindă toată viața de altcineva, că și pe plan psihic, aici am vrut să ajung, și pe plan psihic ești varză în momentul în care tu știi că stai singur, că stai un pic, o bătut cineva aici și m-am concentrat ca un vecin care tot trebuie să repare, nu știu, să strânge. Așa, bun. Deci, în momentul în care tu știi că depinzi de altcineva și că nu poți să faci multe lucruri pe care vezi că alții, la fel ca tine, le fac, te macină chestia asta și te doboară și te stingi ușor, ușor. Un rău mai mare decât ăsta nu prea are ce să se întâmple. Ce să ți se întâmple. Să nu mai spunea nimic când se repar. Cam câteodată niște gherle de astea în dicții de... Și eu mă mir cum de am ajuns să mai și când din când în când. Uite, știi ce simt Apropo de eu? cântat, am dat drumul celui de-al doilea mixtape. Mixtape însemnând un fel de album, să fac și de reclamă așa printre pe Hai către. că ajungem și la cântat. Stai. Dar lasă-mă că am băgat-o acum, Hai zic așa în mare. Am dat continuă. drumul la al doilea meu mixtape, am intro și o piesă, se cheamă 25 de mile mixtape-ul. Mergeți pe YouTube și ascultați acolo că e foarte mișto tot ce se întâmplă. Să fie în Cu descrierea muzica, podcastului, da? muzica în viața Trimiterea mea, da. pentru Aveți în canalul descrierea podcastului și tău. nu întâmplător am imaginea asta cu mare în spatele meu, una din piesele mele recente pe care le-am scos, se numește Dragă Mare și e o piesă în care eu vorbesc cu marea și unul din versurile ceva în genul și la mine în suflet ca pe litoral pe timp de vară e multă lume doar că e frumos afară și am făcut niște asocieri de astea cu marea și cu oamenii și mergeți și ascultați și piesa aia și sunt sigur că după aia o să ascultați și altele, că o să vă placă. Aș mulțumesc frumos! Ai un mod a tău de a transmite prin stilul ăsta rap, cred că ai zis tu? Da, rap. Așa? Rap-ul e o zona hip-hop-ului. Un subgen. De a transmite mesajele pe care tu vrei să le transmiți. Și vreau un picuț, o să găsiți în descrierea podcastului, o să găsiți linkul către canalul de YouTube al lui Sebi, unde găsiți acolo toate melodiile și din spate și puteți să le ascultați și să treceți dincolo de, așa cum am zis și eu, că nu ascultam melodii rap, însă pentru că e Sebi, am zis hai să trec și de nu știu, acest lucru care nu neapărat îmi place și să mă duc să mă conectez de fapt cu ceea ce transmite. Corup oameni. Și vreau un picuț să ne întoarcem, pentru că legat de mesajul tău de care am zis, și apoi o să revenim și la partea de muzică, că vreau să te întreb mai multe, dar mai simt așa încă de închisul sau de pus un punct și virgulă. Vreau să punctez un picuț faptul că nu e valabil a rupe sau a da drumul cloșca să dea drumul la pui, da? Ca să vorbesc, să folosesc termenii tăi. Puii fiind persoane cu dezabilități, da? Poți fi și persoane cu dizabilități, însă am sesizat inclusiv moda asta cu parenting-ul acum, că nu să nu las copilul, că îl duc până la școală, că nu știu ce și că la. Și exact, adică simt să punctez, cum ai spus și tu, că e necesar inclusiv pas cu pas să-i dai drumul copilului, chiar dacă nu are dizabilități, are nevoie de aceste experiențe, să meargă inclusiv singur, singură, să descopere anumite lucruri, chiar dacă îl susții într-o anumită perioadă, da, sau te duci cu el, îl duci odată de două ori la școală, îl mai lești odată de două ori să vină singur la casă. Adică pas cu pas să poți să-i dai cât mai mult din această independență și din această libertate. Exact. Și cu ocazia asta, uite, mi-ai dat iar mingea la fileu, mi-ai dat iar apă la moară, referitor la ce ai spus tu, salut pe această care pe verișorii mei, pe Luce și pe Roxana, pe soția lui. Au trei copilași, un băiețel Denis, care a făcut 8 ani, acum pe 17 aprilie, și două fetițe care au făcut un an, gemenii, pe 16 aprilie. Și de când s-au născut fetițele astea, Denis a conștientizat, ea acum fiind în clasa 1, sau nu mai știu, clasa 0, 1, mă rog, s-ar putea Două ar 1, trebui. stau cam prost cu memoria odată cu bătrânețele, nu știu. Dar mă rog, ideea e că
l-au lăsat mai liber un pic. Din spate au grijă de el și sunt foarte atenți cu el și sunt foarte responsabili părinții lui, dar l-au lăsat să meargă singur la școală, să vină singur, să învețe să iau autobuzul. Și acum să duci copilul de 8 ani cu ghiozdanul în spate la bibliotecă și și-a cărți singur. O sunat pe Mike sau dat și eu te-am sunat să zic că ești de prost, am pierdut autobuzul. Adică foarte inteligent, e foarte smart așa. Și faptul că își formează deprinderile astea de mic și că ai lui nu-și mai permit, nu mai au timp toată ziua să ducă, să-l aduc, să-l cocoloșească, să-l sufoce cu dragostea lor parentală, îl ajută foarte mult să-și dezvolte niște abilități pe care alți copii nu le au nici la 16 ani și le are la 8 ani. O să-i prindă extrem de bine în viață. Exact ce ziceai tu, unul din exemplele clare, care efectiv e în fața noastră. Da, Asta, aici am vrut să. și asta ține, mă rog, venim cumva pe tărâmul meu, ca să zic așa, partea terapeutică, ține foarte mult de emoționalul, de subconștientul părinților, de câtă încredere ai tu în tine ca să poți să-i dai încrederea asta și să-i oferi și să-i dai încrederea și libertatea copilului sau copiilor tăi. Da, și tu îți dai seama ce greu a fost pentru ei să lase copilul de 7-8 ani și făceau filme, bă, să duci, vin de casa la poker, cine știe ce poate să facă. Dar au avut curajul să riște și acum, după ce au semănat, exact ca atunci când semeni pe un câmp, știi? Nu știu, porumb. Îți asumi faptul că poate să plouă, poate să ningă, poate să vină extraterestri, să facă cercuri cu OZN-urile în lanul de porumb. Poate să întâmple absolut orice. Dar tu dacă nu semeni greu ăla, nu o să ai ce culege după aia, să asumi niște riscuri când semeni, că e posibil să nu iasă recolta, e posibil să întâmple un alt. Așa și copiii. Dacă le semeni din mici autonomie și îi lași să zboare, după aia o să culegi încredere de sine, o să culegi curaj, o să culegi capacitatea asta de a te adapta la foarte multe situații pe care și-o dezvoltă copiii în momentul în care se confruntă cu anumite momente în viața lor. Și așa mai departe. Toate astea se culeg după ce semeni. Uite, și vreau acum Mamă, să. ce înțelept am devenit dintr-o dată. Da, nu-i așa? Deci nu mai vorbesc așa des cu tine, mă strici. Nu sunt pe mișto, ori pe Caterinci, pe de-astea și mă faci să fiu așa foarte serios. Și mă strici. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințele, așa, știi? Da. Domnul Hai profesor să revin. înțelept, asta fac eu când aduc, sau asta fac eu, asta se face atunci când creionez, ca să zic așa, sau susțin, moderez acest podcast de a scoate acel ceva, acel lucru fain din fiecare, Dacă îmi permiți, dacă îmi permiteți, stimabila mea interlocutoare, s-a creat o relație de congruență. așa. Mulțumesc. Gata, hai să ne revenim. Dacă mulțumesc eu. Hai să revenim, Miguț, și să mergem pe partea pe care îți place ție, însă, legat de muzică, însă vreau un pic să ne povestești și cum a venit muzica în viața ta, sau când a venit și cum a venit. Nici eu nu știu exact dacă știu, sau dacă mi-ai povestit. Așa că poți să-mi reamintești, te rog, și să ne amintești sau să ne spui cum s-a deschis acest tărâm al muzicii în viața ta. Păi, acum lumea se așteaptă ca povestea asta cu muzica să, mă rog, nu știu dacă se așteaptă neapărat lumea, dar așa îmi imaginez eu, că așteptările astea le au oamenii. Poate nu-i deloc așa, dar eu îmi imaginez chestii, fac filme. Nu știu, am impresia că oamenii se gândesc că m-a venit un înger la mine, așa, și, sau se așteaptă să încep cu povestea de asta, știi? A venit un înger la mine, a venit îngerul Gabriel și Am primit o inspirație divină. era acolo, buna vestire, știi, la mine și ești făcut să cânți. Ăsta este rolul tău, bucură-te, Eusebiu, știi? Bun. Nu, pur și simplu oamenii s-au întâmplat totul cu decurs foarte natural. Mă jucam cu niște topi când eram mic, îi spărgeam bunicii mei toate oalele prin casă, Când săraca. erai mic, cam câți ani, așa, aproximativ? 4-5 anișori, 17-18 anișori, glume. La 18 ani mai spărgeam oalele, știam să bat bine în ele. De mi-a zis, bă, tu stau, poate, băteam toate ritmul pe care o auzeam la televizor, știi? M-a făcut verișorul meu, Luci, care m-am amintit mai devreme, cadou o orgă, când aveam vreo 8-9 ani. Aveam o verișoară, care o salut la rândul ei acum, țărâna Iuliana.
Să-ți trimit. Eu tot salut oameni ca să am motiv să-i dau link-ul să promovezi podcastul, știi? Trimit, vezi că ți-ai auzit numele acolo, vezi, te uiți. Și de-aia să mai salut niște oameni până la sfârșit ca să am motiv să dau mai departe link-ul la oameni, să ai, asta se laude, să nu, ți-l dau numai ca să te auzi acolo. Așa, bun. Iuliana era la liceu pedagogic. Tot îmi moare vocea, nu înțeleg. Mă simt ca o privighetoare după ce a fost o noapte la un concert rock and roll, așa. Fac răgușite păsărele prin Lasă că noi te crepuscul se auzim adună. bine. Tu Da. vorbește, spune-ne, împărtășește. Fac și eu remix pe Eminescu. Răgușite păsărele printre cuiburi se adună. Au răgușit cântând manele noapte bună. Da. Mulțumesc frumos. Verișoara mea fiind la... Și am rămas aici. Verișoara mea fiind la liceu pedagogic, a vorbit cu domnul profesor de muzică, domnul Laurențiu Palade. Bineva să știți că, nu știu dacă vă mai găsesc, vă trimit linkul ăsta, tot vă salut. Și dumneavoastră a venit la mine, a început să-mi arate câteva piese ușoare la orgă, Jingle Bells și așa mai departe, ca să mă atragă. E, meșterea mea orgaia pe la 11 ani, mi-a zis mama, bă, dar nu vrei să cânti la fluier? La mine toate au venit cu bă, dar nu vrei. Acolo a început tot, bă, dar nu vrei să mergi la școală? Bă, dar nu vrei să faci profesor? Bă, dar nu vrei să te însori? Asta încă nu merge. Aici eu cred că trebuie schimbată placa un pic. Da. Și am zis că, bă, vreau și la fluier. Că dacă nu le vedeam, eram curios cum arată instrumentele astea. Mai mult de asta puneam mâna pe ele. Și a vorbit mama cu domnul profesor Henci Ioan de la... nu mai știu sigur cum e în Botoșani, nu școala populară de arte. Din S-ar Botoșani. putea ca Palatul Copiilor să fie, ori Clubul Copiilor, ori Palatul Copiilor, nu mai știu. Cred că totuși Clubul Copiilor, nu știu, dăm cu banul. În fine, ideea e că am mers cu la domnul Enciu, pe care îl salut pe această cale, și pe dumnealui. O să vă trimit link-ul. Dumneavoastră vă găsesc mai ușor, am pe Facebook. Da, eu sunt domnul Palat, nu pot să mă mai promovez la oameni. Așa, am început să fac fluierul, domn profesor, și de aici am început tot traseul meu, tot periplul meu prin universul ăsta al instrumentelor de suflat, pentru că am continuat cu clarinetul, cu cavalul. Efectiv, mă fascinează zona asta de instrumente de suflat. Clapele nu mi-au plăcut așa mult, mi se părea mai mult mecanic. Apăsam pe o notă și aia cânta. Dar cu instrumente de suflat te conectai altfel, nu știu, simțeam ca pe o legătură sufletească acolo, că eu sunt mai poetic, mai artist, așa mai... Când suflam un fluier, un clarinetul ăla, mă simțeam ca și cum e un armăsar de ăsta, mă visam Carl May cu Vinetu, cu astea, cu indienii, că eram în prerie și am prins un mustang, un cal de ăsta sălbatic, mă unul în cranul să-mi bătaie, nu știu, la un om pe care l-am pomenit până acum, probabil, sau de la tine. Da. Legendă, vă podcast. Da, eram, da. Și imaginam că eu trebuia să domesticesc mustangii ăștia, știi, instrumentele astea, să suflu mai tare, mai ușor, mai suav, în funcție de cantitatea de aer pe care o pun instrument, e să sune tot așa și așa. Așa am trecut de la fluier, la clarinet, la saxofon, la cimpoi, tilincă, multe instrumente astea tradiționale. La un dat mi-a luat o carină, că toată lumea spune că seamănă cu o păsărică și în cap, păsărică, vreau păsărică, cum arată o păsărică? Și o mână pe o păsărică și am luat o carină. Și n-arată chiar ca păsărica la care mă gândeam eu, dar în orice caz am învățat să cânt la ea. De-aia zic, în viață trebuie să-ți cobori așteptările, ca să te surprindă plăcut lucrurile, nu neplăcut. Bun. A trecut timpul, a terminat liceul, am zis că dacă toți știu să cânte instrumente de suflat, hai să mă bag la conservator. Dar am vrut să intru pe ceva nou, că și eu Câte, m-am nu un mama la pic, o treabă. câte instrumente ai la activ, ca să zic așa, la care Nu știi? știu, vreo 10, cam așa. Bun. Am Ce ai învățat, ai studiat un picuț. picuț, da. Da. Și ai ajuns la conservator și apoi? La conservator am zis că hai să iau un instrument la care n-am mai cântat. Îmi doream foarte mult să învăț la nai. Și am început să La fac conservator, naiul. numai un pic, la conservator cum e acolo? Ai tot așa secții separate sau că mă gândesc că sunt diferite secțiile, dacă vrei să înveți să cânți la un anumit instrument, Sunt de pe departamente, clar, da. Ai exemplu. profesori pentru fiecare instrument. Sunt număr de instrumente alocate per facultate, gen nu de instrumente, că sună ca și cum are facultate, triori și patru țambale, țambaluri. Are un țambal și, ba nu, vreo patru. Așa mai fac, tot când am un lapsus de, nu știu cum e un plural, cum se face pluralul la un cuvânt, să nu, dați-mi un hotdog. Și, ba, nu, doi. Știi? Asta nu, doi hotdogi, doi hotdog, a, știi?
Așa și aici. Sunt departamente Trebuie să dau pentru... seara de română, nu? Da, exact. Sunt departamente pentru fiecare instrument în parte și am vrut să merg pe naie. Am mers pe naie. Am început să fac naie cu domnul profesor Ioan Negură, Dumnezeu să-l ierte, că a murit, a stins din viață, din păcate, recent. A avut atât de multă răbdare cu mine omul ăla. Eu, ca să înțelegi, după ce am dat bacul, mai aveam 3 luni, trebuia să dau examen de admitere la facultate, da? În general, la facultate, la conservator, când te duci, se presupune că ai și un liceu de artă în spate. N-au toți. Dar de acolo se pleacă, știi? Ai niște cunoștințe legate de instrumentul pe Iar care tu îl nu le studiezi. aveai. Și Nu tu le mai aveai aveam. și deficiență nevăzătoare. Da, dar ajungem și acolo imediat să vezi Așa, ce hai. faini sunt oamenii de la universitate, la George Enescu. Bun, și asta proful meu cu Iniaș. mine 3 luni de zile, în Iași, da, unde ești tu de acolo? Așa mândră de Iași, în Iași, zici că eu am făcut universitatea în Iași, în Iași. La mine, deci din Botoșani, săracule, La am mine au fost. fost un pic mai la deal de universitatea ta. La mine au fost în Copou, da? Hai să revenim, așa. Da. Și-o sta proful cu mine 3 luni de zile, numai ca să reușesc să suflu în naie, că eu suflând pe alte instrumente până atunci, tehnica de pe naie e diferită total față de tehnica pe care o ai la clarinetica și cum ai condus toată viața mașini și te întreabă cineva, cum ai condus mașini de avioane, nu știi să pilotezi, doar tot un mijloc de transport, știi? E Da. total diferit, știi? Oh, Că au avut atâta ok. răbdare cu mine, au stat, au lucrat, au să chinuia, să găsească tot felul de metode, să mă fac să suflu. Ne? Și a reușit. Am intrat la conservator. Profesorul la început, săraci, fiind primul nevăzător care a dat la conservator la Iași, abar n-aveau de unde să mă ia, cum să... Mai aveau leac și mă întrebau de pe ce planetă, m-am pogorât acolo, știi? Deci așa era atmosfera la început. Pentru că nici ei nu știau cum să Ai fost deschizător socializeze. de drumuri, să înțeleg, da? La Ah, conservatorul. cumva da. Acum, la conservator mai este o fetiță care a terminat la noi, la Liceu Moldova, la nevăzătoare pe pian, a terminat anul trecut liceu și acum e în primul an la universitate, deci încep Super. să meargă nevăzător și în direcția asta. Da, revenim. Așa. Ai intrat la Un timp, conservator? da, am intrat la conservator, profesorul la început nu știau cum să facă să dau examenele, cum pot să țin pasul cu ceilalți. Eu, în paralel, studiam teoria muzicală acasă, la Botoșani, cu doamna profesoară Parascheva Pananite, pe care o salut și pe dumneavoastră. M-a ajutat enorm de mult femeia asta. Pleca roșii de la mine la față pe 3-4 ori, nu se lăsa până nu înțelegea De ce îmi unde spunea. știi că pleca roșii? Pune mâna pe față. Ar fi amuzant să zic că da, și după aia, da, sunt culorile, aia, mai facem un podcast. Nevăzătorul care simte culorile prin degete. Spuneau ai mei. Ce-a Exact. făcut doamna profesoară? Te-ai certat cu ea? Ce-a plecat așa roșii la față? Dar stătea cu mine și își bătea capul până mă făcea să prind toate jocurile alea, ritmice, solfegiile, adică partiturile pe care trebuie să le cânti cu vocea. Le scriam la pict, la aparatul pe care îl folosim noi, ca nevăzători, să scriem în alfabetul ăsta, în braille, cu puncte. Acum e destul de cunoscut, majoritatea știe despre el. Dar la un search pe Google se găsesc foarte multe informații imediat. Deci e un alfabet bazat pe tot felul de combinații pe care le faci prin puncte. Și cu degetele citești. Și eu așa îmi scriam partiturile. Și stătea cu mine să scriu partiturile, să le lucrez. Și mergeam la facultate și așa am reușit. Luptam pe două fronturi. Eram ca Batman, știi? Noaptea băteam băieți răi, ziua eram... Puneam produse pe rafturi la Kaufland. Am voie să zic, nu-i promovare cu de-astea la tine. Nu-i... N-ai, nu? Poți să zic. Nu Ca facem să nu promovare la cenzurez. Kaufland, Bine. dar e bine. Așa, hai. Bine, dacă nu... Dacă n-am voie, zic Carrefour, nu-i problemă. Așa. Și am reușit să țin pasul. După aia profesorii la seminarii tot timpul mă întrebau pe mine, printre primii studenți, când voiau să ne asculte sau chestii de genul ăsta. Adică au căpătat mai multă încredere în mine încât au văzut că pot să țin pasul cu ceilalți și când fac treaba foarte bine. Și alt om pe care îl respect foarte mult, domn profesor Gheorghe Duțică, noi preda teoria muzicii, avea cursul. Seminarul făceam cu domnul profesor Ciprian Chițu. Cu dumnealui am colaborat foarte mult și am foarte multe experiențe faine. E un om extraordinar. Deci, domnul Duțică, în momentul în care am dus prima dată la facultate, mi-a spus, tu ai spus să faci conservatorul, noi
N-am mai lucrat cu nevăzători, spunem din start, dar o să găsim o cale de comunicare ca să ieși cu niște cunoștințe din facultatea asta, nu doar cu bucata de hârtie. Și Super noi o să te fine. menajăm deloc, noi o să te menajăm deloc, o să ne comportăm cu tine exact cum ne comportăm cu ceilalți studenți, o să ne ia un pic să ne adaptăm și noi și tu și să găsim un mod prin care să rezonăm, un mod eficient unii cu alții, dar o să fie bine. Era Foarte un... fain, uite, numai un pic. Foarte fain este că ai primit această susținere chiar și de la un profesor și automat, știi, adică efectul de turmă, apropo, dar să fie cineva care să dea startul, apropo cum tu ai dat Da. startul spre a veni să studiezi la conservator, după ai fost prima persoană nevăzătoare, da? Și faptul că, ok, cumva, apropo de ce ai spus și tu de așteptări, să nu-ți creezi așteptări, nu avem experiență cu persoanele nevăzătoare, însă suntem deschiși și spre această colaborare, Exact, da? exact. Dacă Și îți contează dorești, vrei cu foarte mult. adevărat, contează enorm de mult. Și Enorm, mie mi enorm. s-a zis înainte să dau la conservator, am mai multe surse, să nu mă duc pentru că oamenii sunt închiși, nu lucra cu nevăzători, nu știu să se comporte. Și am zis, bun, și cum m-ar învăța să se comporte dacă nu încep să lucrezi cu nevăzători? Exact. Și au fost o experiență extraordinară și am multe nume. Doamna Vlahopol, fost profesora mea de forme, o femeie extraordinară. Am lucrat în viața ei cu nevăzători și ne-am înțeles super bine. M-a zis domnul Duțică, care e un titan. Efectiv, omul era o enciclopedie ambulantă, știa tot. Deci dacă îl trezeai la 3 dimineața, îți făcea, îți cânta și oda bucuriei, așa, prin șoaptă, să nu trezească pe alții din casă. Doamna Carmen Chelaru, profesoară de istoria muzicii, la fel, dacă o trezeai la 5 dimineața, spunea și câți centimetri aveau unghiile de la picioare ale lui Beethoven, știi? Adică oameni foarte bine pregătiți, care nu mai interacționau cu nevăzători, dar au făcut față cu brio și le-am prins din mers și eu și ei și am avut o experiență foarte tare. Au fost Super. mulți, mulți. Doamna Diana Andron, care m-a pus în legătură cu doamna Panainte de la Botoșani și mi-a oferit tot așa o cale de comunicare Deci ți să s-au deschis interacționăm. drumurile, da? Adică Foarte în multe momentul și în au care fost tu ai așa zis, din... da. A fost din om în om, știi? De-aia spun, lucrurile bune se întâmplă când oamenii pun mână de la mână și fac un tot, la final. Exact ca degetul la mână, nu sunt toate la fel, unii mai mari, altul mai mic, dar împreună fac mâna și fiecare are rolul lui. Și... Da. Deci asta vreau să zic. Că a fost o experiență foarte faină și doar pentru că am avut curajul să văd la conservator. Singurul inconvenient a fost de colegi, nici nu mai spun. Am avut niște colegi la NAI super șmecheri. Radu, la care am învățat, efectiv poți să ajungi să te joci cu NAI la un moment dat, dacă ajungi să lucrezi, să stai pe el. Teodora, cu care mă țin legătura și în ziua de azi, m-a ajutat foarte mult săraca și cu... Mai erau cărți de astea pe care nu le aveam scanate în format electronic, pot să le citesc, îmi citea pasaje din ele, mai steam, mai lucram cu ea în particular ca să pot să țin pasul cu ceilalți, pot să cânt concerte și ce mai aveam eu, sonate și așa mai departe, la examen. Adică am avut experiențe cu oameni foarte faine, pe care experiențe foarte faine cu oameni foarte faini. Și lucrurile astea nu se uită. Singurul inconvenient, cum am zis și mai devreme, a fost faptul că nu eram pe picioarele mele. Nu eram lăsat să mă descurc singur, să merg singur, să vin singur, tot timpul trebuia să apelez la cineva. Dar toate se întâmplă la momentul la care trebuie să se întâmple. Asta a fost experiența la conservator, am cunoscut oameni faini, am învățat că trebuie să ai curajul să spargi niște bariere, ca să ieși un pic în lume, să cunoști niște oameni, să depășești un pic condiția, să aduni experiență. La Cluj m-am câștigat și acolo au fost oameni extraordinari, dar am întrerupt facultatea pentru că să evit locul ăsta de muncă aici și n-am putut să rezist chemării. Efectiv, am fost ca un lup așa care a plecat singur și au auzit la un dat urletul haite, așa și s-au întors la haite unde au plecat. Am fost un colț alb modern, așa eu. Și la Cluj am învățat partea asta la altă, de autonomie și pe dezvoltare personală, cât mai mult, de toate laturile, știi? Și toate astea cumva o mână o spală pe cealaltă și ambele fața. Bine, mai aveam eu vorbă, o mână o spală pe cealaltă și ambele îți bagi degetul în ochi. Asta e partea a doua. Acum am întors și sunt multe lucruri pe care trebuie să le mai învăț. Și toată viața noastră învățăm. Și le-a zis și la copii.
să nu aveți niciodată impresia că le știți pe toate sau că e perfect cum sunteți acum. Nu trebuie să vă descurajați. E foarte bine pentru punctul în care ați ajuns până acum, dar mâine poate să fie mai bine decât ieri. Așa cum și azi e mult mai bine decât au fost ieri. De? Ce zic? Are sens? Nu știu. Are mult sens, da. În capul meu avea mult sens. După ce am spus, am avut așa impresia că... Am văzut că ai făcut o pauză. Dacă nu s-o mai conecta creierul cu ce ziceam, știi? Și eram... Vedeți dacă nu socializați între voi, băieți? Creierul și limba. Tu spune ce să zic și asta spune, nu tu vorbești de una și ea de alta. Dar cred că are sens. Adică întotdeauna trebuie să te Ok, îmbunătățești, bun, și ai evoluezi. ajuns acum, adică nu ai ajuns acum, că tu oricum făceai și de mai înainte, cel puțin de când te știu eu, da, de prin 2016 când erai la liceu, încă la liceu Moldova, ai ajuns, adică făceai și ai ajuns acum să faci și să promovezi, să postezi, să promovezi acele melodii care ție îți curg, acele versuri, pentru că așa cum ai zis, e și poetic în unele contexte, precum poate și voi ați sesizat și ați văzut în acest podcast. Versurile tale, da, compui, ești și compozitor, ca să zic așa, și transpui în versuri și în muzica, da, melodiile pe care tu le creezi în partea asta de rap, de hip-hop, de din astea interesante, de altfel, mesajul pe care tu vrei să-l transmiți. E un mesaj, de fiecare dată când ascult, e necesar să, sincer, eu recunosc că e necesar să ascult măcar de două, trei ori ca să înțeleg profunzimea mesajului și să înțeleg ce ai vrut să spui, de fapt. Așa că, dă-ne tu mai multe din casă legat de acest proiect al tău cu melodiile pe care le creezi. Deci eu m-am luat cu facultatea și cu muzica asta la instrumente și am uitat că am făcut și hip-hop la viața mea. Acum mi-a adus cu aminte. Da, eu sunt haos în viața de zi cu zi, foarte zăpăcit. Îmi caut telefonul cu el la ureche. Am vrut să-mi caut ochelarii cu epinați, dar nu folosesc ochelarii că am eu. Aia de soare. Asta, da, o fi soare, dar nu-l văd eu ce-mi place versul. Așa, bun. Așa. Deci, vreau în mod oficial, în primul rând, înainte să dezvolt și drumul ăsta pe care mi l-ai deschis acum, vreau să-mi cer scuze față de oamenii care o să fie nevoiți de a pe slow motion să dea înregistrarea mai lent pe YouTube, pentru că am momente în care vorbesc foarte repede și probabil nu o să înțeleg întotdeauna și o să fiu nevoit să, na, fiu dat mai lent un pic. Dar, așa, să revenim. Am descoperit pasiunea asta pentru muzica hip-hop pe la 14-15 ani, când mi se deschideau și mie sinapsele creierului în direcția asta mai rebelă, mai nonconformistă. Am început să ascult băieți care făceau asta de când a apărut hip-hop-ul la noi, mai exact de până anii 90, și mi s-a părut genial. Oamenii puteau să-și exprime gândurile acolo, să reflecte societatea cu toate dedesubturile ei, mai bune sau mai puțin bune, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Cum fac asta în versuri, pe un beat, și sună șmecher rău de tot. Mă spart când am auzit piesele alea și am zis că trebuie să încerc și eu. Și mă lovise și dragostea în perioada aia care tot stat și ea ca un fel de... o constituit un fel de catalizator, așa, de rampă. Asta voiam zic. O construit un fel de rampă așa care m-a impulsionat să scriu versuri. Și pe aia căutam beat-uri pe net și puneam versurile pe ele. Și am avut cu un băiat, un coleg de școală, el era în clasa 12, eu eram în a 8-a. Primul nostru spectacol, prima noastră melodie cântată în fața unui public la Balul Bobocilor. Am făcut cu rime despre boboci, despre organizatori și a fost așa toată lumea în delir. Wow, Sebi, dar cum faci cu fluierul și clarinetul și cu rap-ul? Cum le împarți? Că sunt două lucruri total diferite. Și... Dar sună șmecher, nu te lăsa nici de asta. Erau oameni care mă băteau pe umăr, se strângeau mâna. Erau profesori care veneau la mine. Spuneau, bravo măi, rebelule, bravo măi, băiatule, faci hip-hop, mamă, cu șmecherii, cu de-astea, bravo. Și la început aveam o atitudine de asta, modul,
la fel, vorbim din nou de importanța riscului pe care ți-l asumi. Bă, s-ar putea să nu le placă, s-ar putea să, nu știu, dea mai multe, mă asculte dirica mai mult la română, că eram atent să nu fac dezacorduri prin versuri. Am zis că s-ar putea să, na, s-ar putea să dau fail. Ar putea să fie un moment care să-mi spună, gata, nu ești făcut pentru asta. Dar s-a întâmplat exact opusul, pentru că am avut curajul de risc. Și atunci am dat seama că, bă, pot să fac și asta în paralel. Și în timp ce mai studiam la instrumente de suflat pe acasă, mai cântam o piesă la clarinet, mai învățam un fragment într-o melodie, mai scriam două, trei versuri. În timp m-am ambiționat să învăț să lucrez și cu programele astea de editare. La fel, n-am vrut să stau, să dau la cineva, să plătesc, hai, editează-mi și mie piesa asta. Și am învățat singur să-mi pun efecte pe voci, să pun vocea pe un instrumental. Mi-am luat și un microfon între timp. Am început să-mi înregistrez piesele, să-mi fac un mini studio la mine în dormitor. Acum, na, m-am mutat cu cortul, când stau în atât frumos. Mi-am făcut aici așa frumos, am exact frumosul ăsta pe care stă laptopul acum, la care vorbesc cu tine. Am pus așa niște pernuțe în jurul microfonului și efectiv zici că e antifonat. Deci sună demențial, îmi place maxim. Și a fost asta, deci procesul ăsta am explicat în câteva minute, dar el s-a desfășurat în câțiva ani, știi? Pentru că, na, au fost piese la care sunetul era mai slab, vocea s-auzea prea încet, erau prea multe s-uri, de-aia prea multe înalte care îți rupeau urechea, prea mult bas, și tot le ascult, și a, cum suna aia, și pas cu pas, știi? Și încă sunt procesul de a învăța, eu cu fiecare piesă pe care o scot, încerc să mai învăț câte ceva și să-mi dau seama ce n-a fost bun la piesa aia, ce aș putea să schimb pe viitor. Aș putea să dau la cineva și să mi le facă un băiat care lucrează doar pe asta, știi? Îmi place să mi le fac singur și să învăț din ce în ce mai mult să lucrez. Pe mine mă interesează să suni vocea clar, versurile, exact cum ai zis și tu, să te captivezi și să te și regăsești pe alocuri, să te motiveze, să te încurajeze, să faci niște lucruri. Eu nu zic nimic nou, ce zic eu, muzica mea sunt lucruri pe care oamenii, marea lor majoritate, le știu, le Da, trăiesc și le știu, le experimentează. conștientizează. Dar câteodată ai nevoie să auzi pe cineva care zice exact ce crezi și tu, sau exact ce ai simțit și tu, sau exact Exact. ce ai Modul prin trăit tu. care tu transmiți este un alt tu, este unicitatea ta prin care tu transmiți ceea ce transmiți și asta face diferența până la urmă. Exact. Așa zis într-o piesă, mă pricep să vindec inimi, zi medic, cardiolog. Sau mai spus la un dat că pentru mine supereroii sunt aia ce au putere să poată să facă pansament din propria lor durere, știi? Adică viața pe care o ai tu ca om, experiențele prin care treci, ce vezi în jurul tău, să poți să le pui în niște versuri, în instrumental, versuri înregistrate cu un microfon în dormitorul tău, și chestia aia, nebunia pe care ai tot un cap în momentul ăla, să poată să ajute niște oameni să treacă prin niște chestii, fascinant, știi? Și asta m-a motivat să fac asta și cred că o să fac până la adânci bătrâneți toată viața mea. N-am urmărit promovarea niciodată, n-am urmărit celebritatea, nici nu cred că mi-ar plăcea, sincer. Deși e dubios că zic asta, nu prea să așteaptă nimeni și o să mai zic o chestie la care nu o să așteaptă nimeni, ca să vă șochez până la capăt, dacă tot fac o treabă. Așa că tot Nu suntem pe urmăresc. final, spune. Da, nu urmăresc celebritatea, nu vreau să ajung să am nu știu, colectiv de oameni care să fie atât de mulți încât să nu mai fiu văzut ca om, să fiu văzut doar ca persoană publică, știi, și să încep să leg prietenii și să cunosc oameni care să mă aprecieze pentru faptul că sunt celebru, pentru faptul că sunt eu. Ăsta e blestemul celebrității. Că nu mai știi care ți-i prieten și care te iubește și care e lângă tine necondiționat și care o face doar pentru că are niște beneficii pe urma ta. Chiar și faptul că se afișează cu o vedetă, știi? Aia plăcea, e prea multă tevatură, prea multă bătăie de cap. Eu vreau să stau în colțișorul meu, să-mi creez muzica și dacă se adună oameni care s-o simtă și care se rezoneze cu ea și vin din ce în ce mai mulți, e motivant și pentru mine, mă bucur când văd like-uri, când văd comentarii pe YouTube. Dar cam în direcția asta vreau să rămân, știi? Pot să fac ce vreau eu cu muzica, să nu o transform într-un aparat de generat bani și succes și să ajung după aia să fiu mai artificial decât raza de Crăciun.
Un magazin de plastic. Spune. Mă știu. Deci, cred că asta am vrut să zic. Ah, și alt lucru care s-ar putea să șocheze lumea. La un dat, nu o să... Dacă o să am posibilitatea să mă operez, nu o să vreau să o fac, ca să văd. Pentru că te obișnuiești atât de mult cu modul tău de viață pe care l-ai trăit și ți-ai format niște deprinderi și ai văzut că poți trăi la fel ca ceilalți și viața ta are un ritm și are o fluiditate pe care nu vrei să o schimbi. Adică ai impresia că, aș avea impresia că dacă aș vedea dintr-o dată, poate s-ar schimba foarte multe lucruri și s-ar da viața peste cap și nu neapărat într-un sens pozitiv, știi? Și m-am obișnuit atât de mult cu chestia asta și îmi dau seama că sunt atât de multe lucruri mișto. Sunt atât de chestii de care poți să te bucuri, că nu știu dacă aș vrea să schimb. Acum, da, la momentul actual, da. Dar la un moment dat, nu știu, dacă o să ajung să am și o familie, îmi întemeiez o familie, nu cred că o să mai vreau să schimb chestia. Deși nu mă văd nici cu copii, nici cu soții, nu mă, eu sunt haos. Mă văd în postura omului care dacă are un copil și plânge, îl întoarce pe partea aia altă, știi? Care e impresia că eu schimba setările sau ceva. Drăgătești. Știi, Da, nu mă consider. Eu nici o pisică nu vreau e să pe am. principiu, e pe principiu, cum îi zicem, vremurile în care trăim, e principiul ăsta și să știi că de multe ori, și eu asta te spun din propria experiență, niciodată să nu zici niciodată. În multe contexte eu am zis, nu o să mă mut niciodată din Iași, nu o să nu știu ce, nu o să fac aia, nu o să, și ghiți ce? Exact aia am făcut-o. Da, păi așa și la mine, nu s-a așteptat nimeni ca după conservator să mă duc de capul meu în lumea largă, știi? Totdeauna s-a așteptat să mă angajez, să mă duc la Botoșani, să stau acolo. Și nu a fost cazul. Dar, nu zic, poate o să întâmple, dar nu văd cum, nu-mi Da, imaginez, nu, știi? Nu, exact. nu mă văd în postura aia. Deci, eu sunt foarte romantic așa din fire. Dacă stăm să o luăm așa, o să cuceresc femei cum a cucerit Cezar, teritorii, știi? Da, acum hai să vorbim un pic serios, se pare că vine cu o încărcătură de responsabilități foarte mare pe care, nu știu, în ziua de azi am impresia că trebuie să fii foarte atent în momentul în care vrei să mai aduci un copil pe lume sau că, dar asta sunt discuții pentru alții, o dăm deja în altele și nu. Asta vreau să Da. zic. Uite, o temă de alt podcast, apropo de cum vezi lucrurile să evolueze în viitor, din perspectiva ta, a unei persoane care nu vede realitatea cu ochii fizici. Noi trebuie să învățăm ca oameni să vedem și partea plină a paharului. Noi avem impresia că totul ni se cuvine, avem impresia că avem drepturi nelimitate, ca minutul în Orange, tot nu-i pe reclamă, îmi permit. Așa. Și nu știu dacă mai există Orange, dar a fost prima rețea de telefonie care mi-a venit în cap. Da. Deci avem impresia că totul ni se cuvine și avem impresia că avem, cum ziceam, drepturi peste drepturi, și dar nu e chiar așa. Viața vine și cu bune și cu rele și trebuie să înveți să nu-ți mai plângi de milă tot timpul și să iei lucrurile ca atare, ai căzut din 9 ori, te ridici de 10. Once la un dat, dacă ai căzut și nu te-ai ridicat, ai căzut degeaba. N-ai învățat nimic din faptul că ai căzut. Și trebuie să avem încredere în noi și să facem lucrurile așa cum credem că e bine, să ne mai temem tot timpul că lumea ne judecă, că lumea ne critică, fiindcă oricum o dai, nu o să fii niciodată pe placul tuturor. Dar să încerci prin ceea ce faci, să devii o versiune mai bună a ta și să lași lucruri faine în spatele tău. Să ajuți ce poți oamenii din jurul tău, dacă poți să o faci, să o faci. Pentru că asta e vorba mea și îmi place. O lume mai bună o facem doar împreună. Cum zicea cineva și tot am zis și o să o zic, stâlpii sunt exact ca oamenii. Stâlpii de pe marginea drumului. Sau oamenii sunt exact ca stâlpii de pe marginea drumului, fiecare ia cum vrea, în sensul că nu luminează decât împreună, știi? Ai tăiat curentul la unul, ne luăm aula la toți. Cam în direcția asta. Uite, și foarte faină, foarte faină ai punctat acest lucru și pentru că deci am zis că așa cum am menționat la începutul podcastului, m-am pregătit și un alt citat pe care l-am găsit acolo pe pagina la tine pe Facebook. Sună în felul următor, să nu uiți, apropo de ceea ce ai spus tu cu tâlpii și cu oamenii,
Să nu uiți niciodată că poți copilări lângă 100 de oameni, dar poți îmbătrâni numai lângă un singur om. Și Ea mea asta? gata asta, da? Mai deștept decât credeam. Eu mi le uit, eu le scriu și când le aud câteodată și spune cineva, au postat cineva niște versuri și am zis că, mamă, de unde ești? Că sunt faini, tare rău. Vreau să ascult și eu piesa. Și mi-a zis că de la tine. Da? Wow. Iată că am ajuns așa pas cu pas la finalul acestui podcast și înainte de a încheia și de a ne spune unde te pot găsi oameni, unde te pot scrie, poate pentru, nu știu, niște idei, niște sfaturi, poate vor să le compui o melodie, cine știe? Ai făcut și o rimă, poate vor să le compui o melodie. Am văzut? Cine știe? Exact, Stai da. cu mine. Și eu vorbesc în versuri, să știi, de câțiva ani și eu scriu și vorbesc în versuri, așa că... Deci nu uita că poți vorbi cu multă lume, dar poți face versuri doar lângă o singură persoană. Grijă. Așa, exact. Um, Unde te stai pot cu... găsi și așa, ca un mesaj de final, de Băi, închidere. având în vedere că am chemat toată taxiul, mă grăbeam să ajung la școală, vă promit eu că se duce undeva povestea asta și are sensul ce zis tu acolo. Deci, având în vedere că am chemat toată taxiul, am coborât din casă, deja mă știu oamenii și la taxi peste tot am auzit motorul în fața screen, că sigur a venit taxiul meu. Mă duc singur la mașină, deschid portiera, intru, mă așez confortabil, bancheta din spate și așa relaxat, da, du-mă și metroul la liceu Moldova, dacă se poate. Mă ce aud de la volan. De la volan aud o voce așa cavernoasă, așa. Domnule, suntem de la poliție. Da. Deci, s-ar putea să intru într-o secție de poliție și să mă arestez singur din greșeală, s-ar putea să, nu știu, unde mă găsiți, cum m-a întrebat, nu știu, pe la poliție, întrebați la penitenciarele prin țară, nu știu unde pot să fiu, dar dacă nu sunt pe la poliție, mă puteți găsi pe Facebook, Eusebiu Cristian Toma, o să vă las Eliza, pentru că e o bomboană, de fapt, un link în descriere, așa, mă puteți găsi pe YouTube, Sebian, Sebyan, revenit de la Sebi, lui mare inginerie, am vrut să-mi pun Cassius Clay la un moment dat, să-mi pun Maximilian. Să văd câți împărați de Maximilian există și să-mi pun Maximilian al 15-lea și să am acolo la fiecare piesă, Maximilian al 15-lea. Așa, da. A rămas la Sebian. Bun, trist. Sebian official, parcă nu? Sau... Da, dacă scrieți, bun, da, o să pui link și acolo și o să apară, scrii Sebian, îți apare, bun. Momentan cam pe aici, mai stau și pe Instagram, dar destul de rar, doar dacă dau de o gagică pe YouTube, care n-are Facebook și vreau să-i scriu un mesaj, o găsesc doar pe Instagram, și da, nu prea, dacă, pe Instagram doar dacă știu că primesc mesaj, da, ceva, nu postez, nu nimic, pe Facebook îmi fac viața, mai bătrânește, așa, ca, da, de la o vârstă așa e, nu te mai duci tu, om bătrân, mintea întreagă să te baci printre copiii ăștia, Instagram, TikTok. Stai, treaba ta acolo, clubul tău. Mă simt așa câteodată pe Facebook ca un pensionar în parc care caută pe cineva să joace el o tablă, că n-are cu cine. Asta e, da. Așa mare parte pe acolo și faceți lucrurile cum simțiți voi, încercați să fiți mai empatici cu cei din jurul vostru. E o chestie care, na, e ușor de zis, dar pe care nu o poți aplica întotdeauna atât de simplu pe cât o zici. Am folosit care și pe care intenționat. Dacă s-a uitat o inteligent până aici, o să-mi dau seama, fiindcă o să-mi spună, bravo, mă, ești deștept, ai folosit care. Mă spuneam eu, în viață e ca la ora de română, doamna dirigent, e care pe care, să știți. E așa se întâmplă. Da. Încercați să veniți cu mai multă energie pozitivă, un vibe bun, pentru că nu prea credeam eu în chestia asta, chiar atrage lucruri. Și chestia asta cu zâmbetul, chiar dacă nu-ți vine să zâmbești, dar o faci, efectiv chiar te ajută și îți schimbă starea. Și încercați să vedeți partea plină a paharului și să nu uitați că sunt alții care o duc mai rău decât voi și totuși sunt mai fericiți. Bine, acum, na, intrăm în alte discuții în care problemele unora nu și problemele altora, dar dacă o gândești așa, psihologic, chiar cred că te ajută. Pe mine nu mă deranjează să spună cineva, tu băiatul ăsta nu vede și tu reușești să facă și așa mai departe. Nu mă deranjează, pentru că eu nu vreau să storc lacrimi de milă sau de compătimire, eu vreau să storc lacrimi de râs, asta de lumea. Și vreau ca lumea să își ia unii din poveștile altora ca să se încurajeze, să motiveze, să meargă înainte și să devină mai buni decât ieri în drumul nostru către nicăieri. Mulțumesc frumos! Aș da autografii, dar nu știu să scriu. Glumesc, glumesc, știu!
Deci dacă vrei autografe, te? Stai fain cu o glumă, că poți să o faci, stai una din tacticile care se folosește la stand-up, spui o chestie și după aia spui glumesc sau ceva în genul și oamenii se așteaptă să glumești cu total altceva față de ce îi spune tu, știi? Eu am zis că aș da autograf, dar nu știu să scriu și după aia zic glumesc și oamenii, a, glumești, nu dau autografe, deci nu e așa lăudăros. Și după aia, nu, glumesc, chiar știu să scriu, știi? E una din modalitățile pe care poți să glumești. Dacă îmi place mult și stand-up, îmi place să fac lumea să râdă și, nu știu, am să mi cer și eu norocul la un dat, dar acum am altele pe cap, am examene, am să abia la început în cariera mea didactică și trebuie să mă fac om serios. Ca să intru în sistem ca lumea, cu acte în regulă, cu, mă rog, cu acte, fără acte în regulă, ai cum să intri în sistem, dar să fiu acolo integrat cu cățel, cu purcel și să fie totul bine. Să fiu și eu cetățean respectabil până la capăt. Da. Mulțumim, mulțumim, dragă Sede, pentru că ai fost aici, că ai împărtășit, că ne-ai povestit, că ți-ai luat din timpul tău, chiar dacă nu s-a așezat așa cum am vrut noi, dar o să se așeze așa, pas cu pas, atunci când e momentul potrivit. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ați avut răbdare să ascultați acest podcast plin de înțelepciune, iarăși vin să zic, plin de umor, plin de, de a spune lucrurilor, un mod de a spune lucrurilor pe nume. Și pentru că, așa cum v-am obișnuit deja, vă invit să dați mai departe, să ne scrieți ce a stârnit în voi. Ce mesaje poate v-ați luat, dacă v-ați luat, dacă nu, spuneți-ne ce vreți să vă luați pentru un viitor podcast. Cu alte cuvinte, deci ce vă zic acum, dacă vreți să scăpați de asta, spuneți, nu vă place și vă aduc alții, nu-i problemă. Eh? Dar așa, mai politicos. Zise Da, el, simpatic, domnul simpatic. E Sevian. simpatic, Eliza. Așa că eu vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici, alături de noi. Și am să închei acest podcast tot cu un citat de-a lui Sebi, Dar apropo vreau de să-l închei povești. eu, nu-i frumos. Te rog. Apropo, o să te las pe tine, dar o să zic Așa că citatul și apoi tu ai să deschis, tu ai închid. deschis și eu închei, ca așa e frumos. Așa. Avem Așa, așa. drepturi egale, da? Avem drepturi egale. Așa, bărbați, După ce femei, o să numai. citesc citatul, apropo de ce ai spus tu, de melodia ta legată de mare și apropo de poveștile pe care tu le-ai împărtășit. Să rămânem aici unde încă se spun povești, unde vorbești cu marea și îți arată cine ești, unde au trăit zeii, nu uita să le zâmbești, când alergi seara pe nisip și cerul îl privești. Mi-a plăcut foarte mult versurile, sunt dintr-o piesă de-a lui Samurai, piesa făcută pentru fetița lui Alma. Mai postez și de astea, postez versuri ori de la mine, ori de la alți artiști și în comentarii las link-urile de la piesele în cauză. Și îmi place. Deci se vede că ori m-ai urmărit constant, așa, undercover, ori ți-ai făcut foarte bine temele și ai băgat așa lectorul 2 zile înainte de podcast, dar mă bucur, chiar e foarte tare ideea asta. Cu inserarea unor momente din activitatea mea online. Cu drag, Da. mulțumesc. Mai ce să vă zic? Ascultați muzică bună, fiindcă muzica, dacă nu neapărat vă educă, vă ajută să vă mai șlefuiți un pic sufletul. Aveți grijă, să aveți grijă de voi. Mulțumim dacă ați stat până aici. Nu știu prin ce miracol ați făcut-o, dar n-ar trebui să vă mulțumim, ar trebui să vă apreciem. Da? Și, cum Și ziceam, fiți pe energie pozitivă, fiți pe empatie, fiți pe înțelegere. Cum zicea la un dat un alt artist pe care îl ascult, care îmi place foarte mult și super șmecher și ca om, Rapa, a judeca înseamnă a gândi, nu a condamna. Deci, hai să mă aruncăm cu bolovani în stânga și în dreapta. Poate să, nu știu, din inerție unul să izbească atât de tare într-un perete încât să ni se întoarcă tot nou în cap. Deci asta e filozofia mea personală. Încercăm să fim mai buni și să ne canalizăm energia pe cine place să facem, pe cine dorim, să avem curajul să riscăm o viață, pentru că dacă nu riști un pic, nu reușești să faci nimic. Ca să fac un joc de cuvinte, dacă nu riști un pic, riști să n-ai nimic. Mulțumesc. Nu știu de unde mi-a venit, dar am și eu momentele mele când în când. Da, aici, aveți grijă, să aveți grijă de voi. Fiți oameni cu oamenii și nu numai, și cu animalele, și cu plantuțele și cu tot ce e
e pe planeta asta mare și frumoasă și un pic nebună, dar fără un pic de nebunie n-are farmec viața. Și, na, hai să nu mai lungim, cum o fac de obicei. Hai să măcar în outro-uri și în intro-uri să am și eu ceva lung, știi? Da, mulțumim frumos pentru vizionare, sper că ați mai și râs pe locuri. Spor la viață. Pa! Apa.